stau, mâncau sandvișuri și se uitau și vorbeau unii între ei, vorbeau unii cu alții. Și eram acolo, hei, re-te-te-re-re-re-re, tată care ai venit tu, why am I here, my friend, oh no, this is my lucky time. Deci, la un moment dat, cum se termină pandemia, noi vicerem înapoi. Deci, ei ne-au dat 4.000 de lei într-o perioadă în care nimeni aproape nu producea nimic și au zis, da, dar nu-i folosiți pe toți, la un moment dat o să vicerem înapoi. Și îți dai seama că majoritatea am folosit pe toți, că nu știam. Și eu, pentru că am făcut 6 milioane, am și cerut ajutor de la stat. I-am prăpădit. Dar nu se face așa. E urât din partea ta. Știu. Tu îți dai seama că am cheltuit în luna aia 46 de milioane? Wow! Japonia! E mult mai ușor să dai vina pe ceilalți decât pe tine. E mult mai ușor să îți motivezi, nu știu, eșecurile sau neîmplinirile sau ce vrei tu, arătând cu degetul către ceilalți. Atrag femeile, sunt Radu Țibul, că ofer un podcast, am o chirie, știu să pun cartofi. Bă, și pentru spectatorii, ca o palmă așa peste... Dacă nu e natural, e... Am fost să iau tampone pentru... Și oamenii din primul rând sunt... Cu început de securist, l-ați văzut cumva... Unde e Zreanță? În drumul tău, când ai venit aici, ai văzut vreun câine, ceva, așa, nu. Mă! L-am găsit pe Zreanță. Sistemului din care tu vrei să faci parte nu-i pasă de tine. Sau nu e dornic să te cunoască sau să ți ofere un job. Deși până atunci ți-a spusese că trebuie să fii angajat într-un teatru și tu terminai și pe teatrul durea în cur. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste. După cum ați putut să citiți și din descrierea acestui clip, din moment ce vă uitați la el, ați dat click, deci cu siguranță ați citit titlul. Alături de noi, în această seară, este omul cu care am petrecut cel mai mult timp în ultimele luni, alături de ceilalți oameni cu care am petrecut cel mai mult timp în ultimele luni. Cu toate astea, pe lângă calitatea lui de coleg al meu la Te Cunosc de Undeva și calitatea mea de coleg al lui la Te Cunosc de Undeva, Radu Bucălaie este unul dintre comedianții care mie mi-au plăcut încă din momentul în care s-au făcut remarcați când eu eram un copchil și l-am urmărit la Ai Umor în prima sa apariție, celebru material în care povestea el cum faci cachi cu gagica la început de relație. Și ulterior mi-am dat seama că Radu este unul dintre cei mai creativi și dintre cei mai funny și smart comedianți din generația nouă. Trebuie să mai schimbe și lucrurile astea. Legendele sunt și ele legende pentru calitățile lor, evident, și pentru istoricul lor foarte bogat, dar vin din urmă și colegi de-ai mei mult mai tineri care au un suflu foarte proaspăt dintr-o generație din care eu mă mândresc că fac parte ca și vârstă. Ionuț Rusu, George Tănase, Alex Bogdan și mulți alții, nu vreau să supăr pe nimeni, de asta să mă opresc cu menționările. Radu, îți mulțumesc tare mult că ești aici. Salut, mulțumesc de invitație și apreciez foarte tare felul tău de a face introduceri și de a crea pe loc fraze și conexiuni. Dacă cu mine ai petrecut mult timp la Te Cunosc cu Cerebel, să rău, sunteți deja lipiți aproape. Păi am filmat aseară podcastul cu Cerebel. Iar? Da. Și... ați făcut podcast, n-ați făcut live. Da, podcast pe bune, că am stat 4 ore. Și o să apară săptămâna aviatoare, cum ar veni, drept pentru care în materialul ăsta n-avem voie să povestim nimic din ce s-a întâmplat în ultima săptămână din viețile noastre. Ok. Ca să nu existe vorbe la proces după aia, sau auzi în telefon, zic, băi, ați spus aia, ați dat în vileag, ați desconspirat secrete. Eu am fost aseară la un eveniment, apropo de asta, și neavând experiență cu jurnaliștii, m-am întâlnit cu un domn care face treaba asta de foarte mulți ani și mi-a scăpat porumbelul pe gură.
Că m-a întrebat cine a câștigat. Noi în momentul de față putem să spunem că am filmat finala. Asta da, putem să da, spunem. Da, și știm finalul. Și mi-am dat seama și nu i-am spus cine a câștigat, dar m-a întrebat, da, eu credeam că și voi ați ajuns în finală. Ok. Și mi-a scăpat, a, dar normal, nu i-am ajuns. Și el a fost, m-ai făcut, nenorocitule. De cine ți-a pus întrebări? Bă, nu știu, chiar nu știu numele, e un domn care face jurnalist de multă vreme. Nu știu, aseară la petrecere am fost la Viva. La doamna Viva, da. Frumos? Îți plac mondenismele astea? Nu am nici experiență în domeniul ăsta. Am auzit vorbe că n-a fost foarte frumos. Eu am fost acolo, am văzut că a fost... Serios, nu știu să compar. Adică n-am experiență de mondenități sau de lucruri foarte glamorous sau fancy. Eu vă spun experiența mea. Am fost acolo, extrem de aglomerat. N-aveai unde să-ți faci o poză. Stăteau oamenii la coadă să-și facă poze la panou cu Viva. Nu înțeleg de ce, câte 30-40 de minute. Am stat, m-am întâlnit cu Ristei și am stat cu Alexandra Curistei și cu un prieten de-al lui 20 de minute să ne luăm un șat. Nu ni l-au dat nici pe ăla. Noi am renunțat, am plecat, Florin s-a pus la altă coadă și a stat un sfert de oră și când a ajuns rândul lui s-a terminat băutura, mă. La 91 sfert nu mai era băutură. Na. Și oamenii zic că n-a fost prea frumos. Acum... Și tu ce, cum constați? Bă, nu mă... Și eu cred la fel. Nu mă simt neapărat foarte bine, dar înțeleg necesitatea acestor evenimente. Dacă e cazul, mă duc acolo și o să mă duc de acum încolo să-mi fac simțită prezența, să pun o poză. Și mă așteptam să ciugulești o ceva. Cât te duci acolo, nu? Și dacă găsești un pahar de vin, nu vrei și tu un finger food, ceva, un crochete, o moschete, o măsină, un crânate? Uite, vezi, tocmai de asta noi aici ne-am gândit și am făcut sub ochii tăi comandă de... Da. De astea de la Dom Mondialul am luat de la utilizând aplicația Glovo, pe care puteți să o utilizați și voi, bineînțeles, și aveți și cod de reducere. Cât? 10 lei la prima comandă, e link în descriere. Folosind codul nostru, practic. Care e codul vostru? Țibulcă 10? Da, da, nu, cred că e doar țibulcă și atâta. Bă, da, Glamour, ce-i drept, a fost și cu ținută obligatorie, ceva cu un stil de film. Păi tu cum te-ai îmbrăcat? Că aseară noi ne-am întâlnit la șpriz după aia. Am aceleași bermude pe care le-am și acum pe mine. Ok. Și a venit un domn foarte drăguț de la antenă, mi-a luat o domnișoară un interviu și după aia a început să facă panoramare de jos în sus. A fost foarte drăguț. Pentru că la genul ăsta de eveniment, adică oamenii vin foarte serioși, mai ales cei care își dau interesul și își au niște ținute adecvate, știi? Și sunt mulți oameni serioși care își adună așa o doză de seriozitate și nimeni nu mai penetrează seriozitatea de acolo. Și toată lumea e serioasă, nu poți să glumești pentru că e un eveniment Viva și ăia sunt îmbrăcăți așa. Și a venit o domnișoară de la Neața de acolo de la PR și îmi lua un interviu și mă filma cineva și cu coada ochiului vedeam niște... doamne slash domnișoare, care erau foarte bine aranjate, adică petrecuseră ore multe, știi? Și se uitau așa cu jint la mine, la modul, cine căcat e ăsta și de ce iau interviu? Domnișoare de acolo, foarte bine aranjate, se uitau așa cu invidie și nu neapărat invidie, ci ce căcat e cu băiatul ăsta? Și uite-te și la el cum e îmbrăcat, te repet, tricou cu un soi de cămășuță și pantalon scurs, bermude. Și la un moment dat erau foarte serioase și când a început cameramanul să mă panorameze, mi-am dat seama de penibilul și situația și zis, bro, asta nu-i ținută de panorama, adică serios, și am început să râd. Și am început să râdă și ele, semn că se poate. Doar trebuie să vrei, trebuie să nu ne mai luăm atât de în serios când ne ducem la genul ăsta de evenimente și suntem toți fandosiți și nu mă atinge nimeni, eu sunt perfect. Ești perfectă. Da, uite, majoritatea oamenilor foarte experimentați în domeniu, în industrie, în showbiz, povestesc despre faptul că ei nu mai cochetează cu astfel de evenimente din cauza faptului că au început să apară pe la ele tot soiul de oameni care n-au de fapt și de drept nicio calitate în, nici în muzică, nici în actorie, nici în divertisment, nici în dans, nici în sport, dar cu toate astea sunt omniprezenți la evenimente. Bă, e normal, uite că și aseară îmi puneam întrebarea, dar nu știu care este rezultatul și de ce s-a ajuns aici, dar clar e că avem jumătate de București aseară la Viva. Pe de-o parte înțeleg că au venit toți, pe de-o parte înțeleg și pe cei de la Viva că i-au chemat pe toată lumea, că na, nu mai atât de la modă, din păcate, revista în perioada asta. Că am înțeles, am vorbit și eu cu niște oameni și am înțeles că pe vremuri că ați ajuns la o petrecere de genul acesta, aveai nevoie de intervenții. Adică trebuia să știi niște oameni, trebuia să fii dintr-un grup social, dintr-o clasă socială. Acum nu mai e perioada aia.
Nu mai sunt 1000 de artiști sau entertainer în România, sunt 10.000. Mm-hmm. Și atunci mi-a dat domnul Răzvan, de la domnul Neața și Răzvan și Dani, mi-a dat un sfat foarte important. Am zis că dacă primești o invitație pe Instagram, nu trebuie neapărat să te duci. Ești chiar vedetă. Și eu asta, eu pe Instagram am primit. Și eu tot pe Instagram am primit, da. Dar eu nu m-am dus. Și, și alt lucru dubios, stăteam în seara la bar și era un tip îmbrăcat foarte fandosit așa, dar să fie cu iertare, se vedea că s-a chinuit puțin să facă rost de hainele alea, adică se vedea că n-are multe în garderobă de genul, ci că a făcut rost de ele pentru evenimentul ăsta. Și era puțin așa și cealiu, cred că n-avea și un dinte pe aici. Și s-a uitat așa la mine și a zis, tu din partea cui vii? Tu de-a cui ești, mamai? Că cred că parcă te-am mai văzut așa, tu din partea cui vii aici? Dar fără nicio logică, fără nimic, aveai la mine și m-a întrebat din partea cui vin. Na. Îți dai seama că și lucrurile astea au avut parte de evoluția lor în ultima perioadă. Da. Eu când am ajuns prima dată în București, nu prima dată, prima dată am ajuns în 2016, în 2018 când deja lucram la radio, mă chemau, erau niște petreceri, acum nici nu știu dacă se mai fac alea, erau niște petreceri care cred că au murit odată cu pandemia, ale caselor de discuri. Acum numai Globalul mă mai invită. Pe vremea aia când lucram la radio, ei încă trăiau cu proasta impresie că realizatorii de matinal sunt cei aia care pot să facă playlist-ul, știi? Și de fiecare dată când se lansa câte o putere de decizie. Exact, aveam o putere de căcat, puteam să fac nimica. Adică playlist-ul se făcea în funcție de ce dădeau celelalte radiouri, că la Pro FM nici măcar nu erau bani de studii de alea, de ascultări ambientale. Da. Astea mari, tare, Kiss, Zuși, astea fac niște așa, studii de piață, am auzit, da. Studii de piață, că îi adună pe unii într-un amfiteatru, le pune piesa și dacă ea dau skip sau nu știu ce fac, în funcție de asta își dau seama cum ar putea să-l cătuiască playlist-ul. Iar la Pro FM, cred că s-a făcut, iartă-mă, fac până, cred că s-a făcut, dar nu cred că se face atât de des, adică... Eu așa am auzit, n-am fost martor, n-am văzut niciodată. A făcut cineva de la Kiss la un moment dat. Probabil, dar în orice caz ei mai au niște studii, niște treburi. La Pro FM spunea într-un tabel câte play-uri are piesa la Zoo, câte are la Kiss, câte are la Virgin, hai că o putem să băgăm și noi. Păi dacă au făcut aia, ne uităm și noi în curtea vecinului. Exact. Ăla oplează, nu înseamnă că e bună, opleam și noi. Exact. Și atunci... Chisule, e bună aia cu Carlos acum? Da, bagu. Ce mai ai pe acolo? Mai zi, bă, una, nu fi bună. Nu, mai sunt, vezi că la Carlos, de exemplu, nici nu se întreabă. Nu? A scos Carlos, da. Păi să o bagi pe radio. Da, e normal, da. La Carlos, Smiley, Andra, Delia, Demota, însă ăștia, nu mai încep. Și foarte bine, e normal, doamnește. S-a scos piesa, se bag pe radio. După aia mai apar așa niște exotisme, zici, că nu prea le regăsești în mod normal, nu prea regăsești artiștii respectivi. De aia la fel. O bagă unul, o bagă și ceilalți, dacă vă apare acum, o să apară un Carlos Dreams nou, ai văzut? Da. Satoshi? Am văzut că a făcut piesă cu el. Da. Și aș cânta tot live. Da, sună super. Da, mie îmi place foarte tare de la, adică îmi dă un vibe foarte frumos și îmi place, pare un om foarte muncitor și creativ, dar are, mi se pare că are foarte multe pasaje unde are același sound ca și Carlos Dreams. El zicând că l-are ca și mentor. Bă, pe ceea ce nu e nimic rău până la urmă. Știu, total de acord. Adică doar că mai vine un Carlos Dreams, al treilea. Măcar, da, dar asta are identitate. Mai era un Carlos, iar mai era Mark Stam, dacă mai ții minte. La un moment dat. Mark Stam. Da. Da. Tot în perioada de care îți povesteam, da, mai devreme. Da. Când primeam, când se lansa câte o piesă, primeam câte un cadou de la casa de discuri. Și aia mai făceau și câte o petrecere. Avea Cat Music, avea Roton, Globalul avea două, avea și de vară și de iarnă. Iarna făceau la Loft, vara făceau la Loft Diplomat, ceva de genul ăsta, da, sau la Nuba. Da, da. Și s-a adunat toată lumea pe acolo, nu știu ce. Și pentru mine, la început, mi se părea ceva, wow, zic, frate, cât de important că mă cheamă ăștia, da, aici. Și... puteam să vorbesc cu vedete mari, să le văd de aproape, să mă bagi în seamă. Mi se părea ceva incredibil. După care, anul trecut, când s-a repornit circuitul evenimentelor, deja am văzut că mergeam la eveniment pe la nu știu ce fast food, la deschidere în Park Lake, pe la nu știu ce, se mai întâmpla câte ceva, mai era undeva cu chiloți, undeva mai dădeau bruschetii și mergeam la alea și erau aceiași oameni care veneau la evenimentele alea.
Adică era familia mea de evenimente, da, 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 mers la evenimente. Era Cucu Gram. Era DJ Danny, Furmănelu. Da, stai mă, că ei sunt gașcă, de asta merg mereu împreună, Cucu Gram, cu Danny. Goguchi. Goguchi, da. Deci oamenii erau la toate evenimentele, frate. Irieșa, colega ta, erau prietenii mei de evenimente. Era colega mea? Nu-i coleg cu voi la Neața. Că am văzut ceva. Nu, nu, am înțeles că a fost o perioadă, nu știam, dar chiar aseară am aflat de la ea. Mi-a zis că și ea a fost o perioadă acolo, dar nu s-a acomodat. Deci am aflat că, nu știam, dar se pare că a fost și acolo o perioadă. Deci nu mai este? Nu este. Dar tu ești de recent la Neață. De, de o lună și jumătate. Și cum de ajuns, nu vreau să zic cum de ajuns acolo, gen ce pula mea cauți acolo. Cum de acceptat asta e? Cum s-a întâmplat asta? Cum ai procedat? unde ai sunat? De unde? Cum? Cum faci? Dacă, de exemplu, dacă cineva ar vrea să ajungă la Neața, cum? Spune-mi cum ajungi la Neața în 3 pași simpli. Chiar ai putea să-mi spui că eu n-am reușit să ajung. Bă, nici eu. Ei m-au contactat din fericire. Adică și coincidența face că... Eu cred că acum un an jumate sau doi am avut o discuție cu Călin, managerul meu, și i-am zis că dacă vreodată are vreo legătură cu cineva de la Neața, cu vreun producător sau cu cineva din antenă, să întrebe dacă au nevoie de oameni pe acolo, să încerce să-i probeze. În fine, și acum s-a sincronizat cu treaba cu Te Cunosc de Undeva. Pe scurt, doamna Elena, producătoarea de la Neața, a tot auzit de mine și m-a văzut pe TikTok și a auzit pe băieți vorbind despre mine, adică pe domnul Dani și pe domnul Răzvan și pe Florin, și s-a uitat pe internet la mine și m-a sunat să ne întâlnim. Ok. Da. Și ne-am întâlnit, am avut o discuție. Acolo, în Pipera, v-ați întâlnit? Nu, la aici, birou? Aici, la blocul. Ah, peste okay. Blocul, la Excelsior. Drum, la Excelsior, aici, da. Ok. Și am vorbit o jumătate de oră despre ce ar vrea de la mine și mi-a spus ce aș putea să-i ofer. Am stabilit, cred că am fost între ediții în probă, să vezi cum te acomodezi, că e foarte important, că poate ție îți place, dar poate lor nu le place tine, sau poate invers, nu? Tu crezi că o să-ți placă, dar nu o să-ți placă acolo. Și am fost 3 ediții și a rămas. Și nu ești daily, nu? Te duci numai în anumite zile. Păi momentan sunt 3 zile pe săptămână, miercuri, vineri și duminică. Postul meu este de co-prezentator și ajutor de glume. Ok. Și cât sunteți în platou? Adică știu că e Dita mai echipa acolo. Băi, nu, Dita acesta. Mai echipa este doar duminica. Adică cred că duminica trecută a fost un record, am fost 10. A, da, pentru că vin și Diana oameni. Munteanu și... Exact, da, și a fost Ilona. În ediția de 2 iunie și era și Ramona, eram mai mulți, eram 10, da. Dar în timpul săptămânii? În timpul săptămânii, păi, domnul Răzvan cu domnul Dani, Florin, care vine de luni până joi, 3 cu Ramona, 4, 5 cu un bucătar și cu mine când sunt și eu 6. Și, de fapt, 7 și cu horoscopul. Aveți și horoscop? Da. Și de asta, bă, cum face Cristina Dimitrescu de la de, îți prezintă mișcările astrelor și de asta sau pur și simplu zice, astăzi ai să ai bani. Nu, da, nu. Scorpion, astăzi ești prost. Berbec, ai grijă când traversezi strada. Nu știu, din asta, balanță, nu mai bea. Ar trebui să fie și un horoscop de lăsa mai pe scurt. Eu făceam la un moment dat un horoscop în rime când eram la radio. Și luam horoscopul de pe net, căutam, era un site, e astrolog.ro, așa se chema. Ok. Și îl chema pe personaj care venea și recita zodiile, Gogu Astrologul. Și luam alea și le scriam în versuri. Azi la pește se împuțește, de astea, știi? Da. Știi, ieftinele de alea super. Da. Dar lumea era foarte încântată când făceam horoscopul. Păi da, pentru că era altceva. Cereau, frate, dar cereau să audă zodia. Și m-am prins de chestia asta când am făcut podcastul ăsta cu Cristina Dimitrescu. Am vorbit despre o grămadă de lucruri în 3 ore și ceva. La final am rugat-o frumos, haideți să facem și un horoscop ca să avem vizualizări, vă rog frumos. După aia am pus bucățile alea pe TikTok, pe Facebook, au bubuit, a bubuit și podcastul. Da, oamenilor le place foarte mult să le spună cineva ce se întâmplă cu viața lor, adică preferă decât să accepte haosul și să accepte că mai totul e la întâmplare și că
asta e, se întâmplă cum, în funcție de cum au loc lucrurile, preferă să le zică cineva că, băi, ai grijă, asta s-ar putea să te ceri cu cineva la servici. Păi ești prost de ce belită. Vai, cred că Daniel, cred că de săptămâna trecută, de când nu i-am dat țigarea, clar, are sens, totul se leagă acum. Berbec, sănătatea e puțin șubredă. Am știut eu. De la piciorul ăsta, fute mașinel de fotbal. Știi? Și faci conexiuni și totul are sens. Dar vis-a-vis de asta, mi-a venit în cap cu echipa foarte mare de la Neața, că și eu m-am gândit ce, nu neapărat ce sens are, dar dacă e spre bine. Și eu cred că Elena, cred că ea e capul acestui număr foarte mare de oameni, face un lucru foarte bun. Că mă gândeam, cumva acum a evoluat entertainmentul și mai ales în ultimii 5-10 ani, apărând din ce în ce mai mulți oameni, și ritmul s-a schimbat foarte mult. Adică tot ceea ce facem noi, tot ceea ce consumăm noi azi este, nu știu, de 5 ori, să zicem, mai rapid decât acum 15 ani. Și mă gândeam, și mai ales acum, fiind de ceva timp acolo, mă uit, băi, e foarte greu să susțină doar 2 oameni, de exemplu, 4 ore de live. 4 ore de live este, nu știu, cel puțin pentru mine acum la început, este secător, este foarte greu. Chiar dacă nu ești în fața camerei, stai acolo în spate și tot ești pe fază. Ești ca pe scaunul din dreapta de la o mașină, știi, când mergi la un drum lung, nu conduci tu, dar ești atent la drum. Și tot așa, că poate se întâmplă ceva, poate dă o cameră pe tine, poate intervii cu ceva. Și mi se pare că fiind un ritm atât de alert în zilele pe care le trăim, ai nevoie de mulți oameni ca să susțină ritmul ăsta și să îl livreze și la televizor. Adică nu cred acum, părerea mea, nu știu, evident, și nu mă pricep, nu cred că doar 2 sau 3 oameni ar putea să țină un matinal de 4 ore. Nu cred că se mai poate, fizic. Dar nu cred că se mai poate nici în radio, nu numai în televiziune. Și în radio, că, da, într-adevăr. Ai văzut că și la radio acum e o modă să fie cel puțin 3? Și e foarte bine, pentru că trebuie să fii, ai jocul ăsta, ping-pongul ăsta de informații, multe informații, trece la tine, dăm la mine, facem toți 3, dai tu o glumă, după aia eu n-am o glumă, dar poate are el, poate n-are nimeni, facem puțină liniște, după aia venim toți grămadă. Să fie ceva antrenant. Părerile trebuie să mai fie diferite și exact, atunci... Da. La doi, piesul ceartă continuă dacă nu, da, exact, nu se pupă, da, părerea. Când ai al treilea om, deja ai factorul decizional, știi, că al treilea poate să încline balanța. Exact. Și mă uitam anul trecut când a fost matinalul, când au făcut matinalul Tănase și cu Bursuc și cu ce lapsus am cu Viviana. Viviana, da? O să zic Vanessa. Și mai era în bucătărie... Patriția, da. Cumva... Mie mi se părea că lor le era greu să susțină, adică era doar domnul Bursucu, care era pilonul principal, și după aia era Tănase, cu care mai făcea un ping-pong, iar Viviana era și pe acolo și doamna Patriția, na, era cu gătitul, n-avea neapărat un monolog foarte ferm de fiecare dată sau spus să intervină. Și mie mi se părea, uitându-mă din când în când la ei, că le e destul de greu. Bine, lor cel mai greu le era pentru faptul că aveau ambiția nebună de a concura cu Neața. Bă, nu știu, dar... Și dacă nu e ambiție nebună și dacă nu e nebună, vrei să faci matinal, când să-l faci? Asta e, te bați cu cine atunci pe piață. Da. Și pe de-o parte, nu știu care e bucătăria lor, dar nu știu, acum dacă să apară un matinal nou, bă, are nevoie de o perioadă mult mai lungă să vedem, ca să-și poată să-și creeze o bază de fani sau să dovedească că e un produs bun astfel încât să bată Neața sau eu știu orice. Bine, și faptul că l-a oprit după 3 luni e altă nebunie, da, din punctul meu de vedere. Ei le știu pe ale lor, da. Nu, dar n-au avut șansa, să mi se pare că n-au avut șansa sărace să dovedească nimic. Nici n-au avut șansa, nici n-au avut timp să se închege, să formeze o echipă. Ei abia când au început să se cunoască, le-au tras preșul de sub picioare și au fost. Bă, ne scuzați, dar nu se mai poate. Plus că mai au o chestie, că ce vorbeai tu mai devreme, spuneai despre matinalele care se făceau în două persoane. Într-adevăr, la începutul televiziunii, da, și că nici alternative nu prea exista. Da, alternativă, exact, nu prea exista, ca să mă exprim corect, că alternativa e doar una. La fel ca Steaua, care e FCSB-ul. Acum 25 de ani când făceau Teo cu Mircea Badea, într-adevăr, puteai să citești din ziarele alea de pe masă, puteai mai bei cafeaua, mai o glumă, mai pentru o cioacă. Pentru că și tu acasă făceai același lucru. Exact. Și tu acasă aveai ziarul de pe masă și citeai o poveste sau o știre, o informație în 3 minute. Dar eu acum, Radu Bucurea, dacă stau acasă pe canapea și scrolez pe TikTok și văd în 30 de secunde 10 filmulețe într-un anumit ritm, după aia dacă mă uit la televizor și văd, să zicem, dăm un matinal de acum 20 de ani, mă pierde, nu mai am răbdare. Păi eu vin de la asta, ești nebun la cap? Eu vin de la fast food.
Exact. Tu ce îmi dai după aia? Mă pui să fierb o fasole care fierbe în 4 ore? Nu, tată, dă-mi acum, schimb, plec. Exact, da. Da, și plus că ceea ce e greu de perceput până când vezi cum funcționează o astfel de emisiune, pentru un matinal cum e Neața, ai nevoie de o echipă imensă de oameni, da. De reporteri, de cameramani, de redactori, da. De content, de screenwriter, de content creator și așa mai departe. Și totul e atât de bine închegat acolo și eu îi apreciam foarte mult și de dinainte și nu pentru că îi apreciam eu, ci pentru că au dovedit ei că au creat un produs extraordinar de bun. Dar când intri și în bucătăria lor și vezi de fapt cum lucrează, îi apreciezi și mai mult. Eu, nu știu, mă mir cum poate să lucreze. Au 18 ani, cred că au, de când fac treaba asta. Nu știu să ceva confirm. Ceva pe acolo. Știu că zic, la antenă din 2007. Peste 15 ani. Da. Au 16 ani de când sunt la antenă, lume. Mă fascinează profesionalismul ăsta dus la rang de artă, să-l facă din panier, lucru pe care l-am mai văzut și la Capatos. Când anul trecut, Alipsi Bordea s-a dus o săptămână în vacanță și m-am dus eu în locul lui, când aveau pe cine, și m-am dus pentru că mă știam cu Capatos, mă plăcea, voiam să mă duc acolo, adică să... Altceva e când îți trimite un om pe care îl cunoști și ești deja ok cu el, știi? Mm-hmm. Și la fel, am văzut și acolo același lucru. Mă fascinează cum, de exemplu, în pauza publicitară ești așa și când auzi în căști 3, 2, 1, este efectiv o transformă. Băi, ca o apăsare de buton, băi, și instant oamenii ăștia se transformă în host cu experiență extraordinară și încep să nu știu, să-ți inventeze niște povești sau să aibă un speech care are logică și care dă în ceva, băi, instant, la secundă. Mm-hmm. Și evident că asta vine nu doar din mega talentul lor, ci și din 15, 20, 30 de ani de experiență de făcut asta. Da, categoric, au trecut proba timpului, că mi se pare cea mai importantă până la urmă. Da, și eu cred la fel, este literalmente cea mai importantă. Apropo de treaba asta, tu ai avut primul tău contact cu televiziunea în toamna lui 2017, dacă nu mă înșel, nu? Da, și tu ai o memorie, că vorbeam zile trecute, băi băiatule. Băi, oameni buni, deci Țibulcă are o memorie și asociază diverse date și diverse informații ca să-și aducă aminte când a mâncat el ultima oară și a urmă cu ardei iuți sau neiuți, de unde în 2017 ploua puțin afară, era, nu știu, eu sunt fascinat de treaba. Adică eu, de exemplu, nu pot, de asta sunt fascinat. Băi, e o chestie care funcționează involuntar. Sunt convins, dar e și antrenată. Da, pentru că la un moment dat am ambiții de alea, știi? Adică eu dacă am un lapsus... Lapsus se zice corect, da? Nu? Că tot fac eu panoramă cu lipsus și de asta. Lapsus. E ca la succesuri, știi? Am glumit de atâtea ori până când mi se pare că e forma corectă. Corectă fiind succese. Succese, da. Și îți dai seama, când am câte un lapsus, de-aia mă apucă criza. Adică fac foarte urât, foarte, foarte urât. Până nu mi-aduc aminte, nu pot să mă concentrez la nimic. Și lapsus fiind câte o cretineală de asta, nu știu. Nu mai țin minte cum îl cheam pe nu știu ce jucător care a dat gol în finala Europa League din 2008. Și de caut. Viață și de moarte, dacă îmi permiți. Cine a câștigat? Da. Zenit Sankt Petersburg. În finală cu cine? Nu mai țin. Cu Glasgow Rangers. S-a trecut de Fiorentina. Juca mutul la Fiorentina. Pac. Și încep să mă duc așa cu gândul. După aia a fost europeanul. Cine a fost golgheter de la ruși? Da, Andrei Așagan. E firul logic, tu e cronologic și s-a întâmplat. Da. Și așa mă aduc aminte. După aia ăla s-a transferat la Arsenal, după aia s-a reîntors la Zenit. Andrei Arșavin, așa că mai a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști care au avut rușii în ultimii 20 de ani. El și cu Alan Zagoev. Alan Zagoev a dat în 2012 la European goluri multe. Da. Și juca la ÇSKA Moscova. Și chestiile astea, îți dai seama când stau pe creier. Dar mi-aduc aminte în clar momentul în care te-am văzut eu prima dată în carne și oase, era la câteva zile după apariția ta prima de la Ai Umor, cea de care am povestit, când era materialul cu... Cu căcuța, cu pungile. Da. Cu punga cu pungi, punga da. Cu pungi, da. Uite, pe asta uitasem, cu punga cu pungi. Și după aia te-am văzut la un de ăsta, Calif se chema. Da. Da. Cred că încă mai este, Condimental by Calif. Era la piața Iancului. Și... Care nu mai e ce a fost, în fine. Eu, mare fan Calif și eu. Păi mai era unul pe aici, pe aproape, parcă, pe Titulescu, da. Da. Pe Nicolae Titulescu mai era unul, care la fel era destul de bun pe vremea aia, acum nu mai știu. Deci și știu că Calif vă și sponsoriza la un moment dat la roast-uri, la tot soi de chestii, nu? Nu pe noi, pe, mi se pare, pe comics parcă au făcut un roast al Califului, ceva de genul. Nu, știu că oricum avea o legătură cu zona de stand-up. Da, da, aveau, da.
E, și atunci, aducându-mi aminte prima ta apariție, care a și făcut furori în perioada respectivă, adică a fost una dintre aparițiile golden de la umor, mai ales în rândul celor care nu erau deja cunoscuți ca Micuțu sau ca Dan Badea, care mai veneau ca și invitați, a fost ăla lui Ionuț Rusu când se ruga el. Da, eu cred că am prins ultimul val de eficiență publicitară a umorului. Eu am fost în sezonul 4, dacă nu mă înșel. Da. Și din fericire eu am fost ultima generație de umor care a mai contat. Contat la modul că am simțit literalmente eficiența televizorului și a hype-ului de la umor. Mm-hmm. Rusu a fost în primul sezon. Primul sezon, da. Nu, la, adică, nu de exemplu, Rusu a fost în al doilea. În primul a fost George Tănase. Rusu, da, a fost corect. În toamna lui 2016. De exemplu, între Tănase și Rusu și eu, e o diferență foarte mare, că deja oamenii se obișnuiseră, nu mai erau atâta vizualizări. Păi Rusu, cu momentul cu Unguru, a făcut peste 10 milioane, da. Ceva enorm, enorm. Se făceau milioanele atunci, în primele sezoane la umor, deci așa, dacă nu făceai milionul, slab. Uh-huh. Slăbuț. Acum nu mai vezi un milion pe YouTube. Oho! Nu mai. Rar, da. Foarte rar, da. Și după aia, ușor, ușor, au început să apară din ce în ce mai mult și din ce în ce mai puține vizualizări, adică deja oamenii se obișnuiseră cu forma asta de entertainment. Dar da, și eu cred că am prins, am făcut și eu ceva milioane atunci și aveam și mâna ruptă, acum mi-am amintit, da. Tocmai ce a fost un turneu cu Bordea și cu Calița și am făcut accident cu mașina, ne-a ieșit unul în față. Da? Te-ai da, fix, dar mi-a zis la horoscop, vezi că-ți urmână. Mai în dimineața. În accident rutier. Da, și am fost pula, hai mă, horoscop. Na, s-a încă. Mi-a ieșit un domn în față și l-am izbit frontal. Și am pus mâna așa în airbag și mi-a dat airbag-ul, mi-a dat mâna peste cap. Ok. Și Calița săracă din spate a dat cu capul de scaunul meu. Bă, dar măcar e bine că îți poate râde de treaba asta. Da, cu... adică n-a fost grav, n-a fost foarte grav. Doar eu am rămas cu mâna în gips și atât. Bordea n-a făcut nimic. Și Bordea nebunit de atunci. Da, de atunci a ajuns. El înainte avea păr, era normal, n-a avut niciun tatuaj, după aia a început să tatueze. Din cauza traumei, știi? Și de atunci s-a apucat și de băut. Țara. În fine. Asta vreau să te întreb, tu ce făceai înainte să ajungi la umor? Adică stand-up e clar că făceai pentru că aveai experiență în momentul păi în care făceam, ai făcut. Păi dacă tu respectiv. Zici că eu am fost în 2017, eu știu că m-am apucat de stand-up în martie 2015. Asta nu pot să o verific. Da, nu, dar asta știu n-ajuns eu sigur. Informația asta la mine. Știu eu sigur. Deci okay. Puține amintiri am și eu despre mine. În martie 2015 și deci eu am terminat facultatea de teatru la Craiova și pe aia ca orice om care a termina ceva, vine la București să-și facă viața. Și am vrut să dau la master la UNATC. Pentru că nu e așa, aici e miezul. Mm-hmm. Și mai ales în domeniul ăsta. Și am făcut pregătire 2-3 luni de zile cu un profesor de-al meu prieten să gând, păi nu iau eu la București, ce dracu. Și am învățat monologi în română, în engleză. Am învățat cântece, dansuri, că așa era ceva complex și complicat. Era admitere a durat 2 săptămâni. Da, exact. Ceva, 150 sau 200 de oameni pe un loc. Da, de participanți. Mm-hmm. Și am venit cu speranțe mari la București și nu știu dacă știi, dar între multele școli de teatru din România, că sunt, cred că 6, există o râcă destul de mare, adică, na, sunt orgolii și, de exemplu, un ATC-ul se crede și, de fapt, și este pe primul loc și pe celelalte din țară nu. Bine, prea mai e aia de la Cluj, al lui Micloș, exact. Baci, care exact. Sunt foarte apreciat. De exemplu, București, sau cel puțin așa era pe vremea mea, nu știu cum e acum, să nu mănânc rahat, dar pe vremea mea Bucureștiul se știa că acceptă doar clujeni. Okay. Pe restul nu-i vedea neapărat cu ochii buni. Păi și pe mine mă luau la mișto că vin de la Iași, de la teatru, așa îi spuneau. Și într-adevăr, da. Na, dacă stai și te uiți la cum era facultatea, era mai... Nu știu dacă era mai performant la UNATC, dar erau șanse mai mari să prinzi exact. Actori care jucau mai mult. Exact. Nu știu dacă învățai mai multe despre meserie, dar cu siguranță aveai mai multe relații, mai multe oportunități care te ajutau să înveți meserie uh-huh. practicând-o. Asta cu siguranță. Că de asta am venit toți și de asta veneam toți aici. Și după ce am repetat foarte mult, țin minte, am venit la examen, am intrat în sala de examen. Era o comisie formată din 5 oameni și președintele comisiei, al cărui nume nu-mi vine ceva cu C, dar nici nu vreau să mi-l amintesc,
Căci trebuie să recunosc, mi-a creat o mică traumă, a fost așa, deci asta era masa. Cu tu... că, stai să... Nu colceag, nu... Sau colceag... Nu, nu. Cara... Nu. Nu Caramitru. Nu Caramitru, nu... Caragiu, Ștefan Caragiu. Nu așa știu. Nu știu, nu știu, dacă el, în fine, ceva cu că, asta știu sigur. Și era așa, deci masa de profesori care reprezentau comisia, tu ești eu, și a făcut așa domnul ăla. Tu unde ai terminat băiatul? Și am zis, la Craiova, și a fost, aha, bine, ha. Și au scos niște sandvișuri și au început să mănânce și să vorbească în timp ce eu îmi făceam numărul. Mamă, și am o imagine cu mine, văzându-mă de sus, extrem de panicat și frustrat în același timp, încercând să le arăt ce am făcut eu în două luni de pregătire cu profesorul, prietenul meu, uitați-vă ce am făcut. Bă, și mi se rupea inima pentru că încercam acolo, cântam, aveam monolog în română, cumva, nu mai știu, în câte minute trebuia să faci câte puțin din fiecare. Monolog în română, după aia în engleză, după aia o combinație de cânt și dans și eram acolo și... Bă, și te opreau ziua ca și cum ai fi supărat acum. Nu s-au, mâncau sandvișuri și se uitau și vorbeau unii între ei, vorbeau unii cu alții. Și eram acolo, hei, tată care ai venit tu, why am I here, my friend, oh no, this is my lucky time. Și mă vedeam de sus făcând tot posibilul să le atrag cu acestor oameni, atenție, bă, și nimeni nu s-a uitat deloc la mine. Și am terminat și am gata. Și l-am zis, gata, poți să pleci? Și am plecat și m-am întors a doua zi să văd dacă am luat, era clar că, na, la cât m-au băgat în seamă și m-au... Am picat cu nota de 5.01. Și cât îți trebuia ca să intri? Nu, mult pe aia, nu știu, cred că intrau aia care aveau peste 7 și ceva, nu mai știu, okay. În funcție de câte locuri erau, intrau primele note. Și mă uitam după aia, nu mai știu exact care erau notele, de au dat, mi-au dat media 5.01, dar aveam ceva, monolog în română, 3.42, în engleză, 6.25, cânt, 5.17, ceva de genul. Bă, dacă era... de o precizie. Da, de o precizie într-o artă atât de subiectivă. Bă, măcar dacă era matematică, chimie, fizică, știi să, nu știu, ai făcut niște probleme și atâta ți-a ieșit, ți-a ieșit 4.85. Mă, dar să-mi dai la monolog în română, nu știu, 4.56, jură-te. Cum, cum ți-ai dat tu seama? Am fost prost, în regulă, accept. Dar cum? Cum de 4.56? Cum ai mai notat pe cuvânt? Cum ai făcut asta? Acuratețea, cum da, ți-ai... Da, care, cum? Păi nu te-a frustrat momentul? Enorm de mult. Enorm, dar și acum mă frustrează dacă mă gândesc. Adică, dar mă frustrează cumva... E mult spus că noi românii suntem foarte sensibili la cuvântul ăsta, dar e o mică traumă acolo care s-a creat în mine. Dar din fericire am acoperit-o cu faptul că e mult mai bine că s-a întâmplat așa. Adică sunt foarte fericit cu ceea ce s-a întâmplat, dar atunci am fost distrus pentru că era singurul meu plan cu care am venit la București. Să asta iau la facultate. Asta în ce an se întâmpla? În 2013. Ok. Am terminat facultatea în 2013 și era singurul plan. Și mai ales, repet, la cât m-am chinuit și am învățat și m-am pregătit, eram... Băi, am muncit atât de mult, n-am cum, nu aveam varianta B. Și am rămas în chiloți. Și am zis, ce fac acum? Ce fac eu? Că n-am luat la teatru, ești prost la cap, n-am altă variantă. Norocul meu e că între timp, adică îmi și făcusem plan să stau la mătușa mea, sora lui tata, care a ținut toate rudele în București, având o casă, toate rudele din București au stat la mătușa și la unchiul meu. Și stăteam și n-aveam ce face. Coincidență face cu eu de vreo 2 ani făceam și teatru de improvizație. Improvizație de show cu, mă rog, exerciții recomand pentru toată lumea. Mergeți la orice show de impro, este foarte mișto. Mm-hmm. Și tot în anul ăla, la 2 săptămâni, urma să aibă primul festival de impro din România, care n-a ținut mult pentru că n-avem o piață foarte mare despre de improvizație. În fine, și participam la acel festival de improvizație cu trupa mea de la Craiova. Și am fost acolo, ne-a ieșit spectacol foarte drăguț, eu am luat și un premiu pentru ceva din seara respectivă. S-a terminat festivalul, eram în ultima zi de festival și trecuse și al doilea lucru pe care l-aveam de făcut la București. Acum chiar nu mai avea să am nimic și am în față la Teatrul de Comedie unde avusese loc festivalul și beam un ciuc, o bere așa singur la terasă, că n-aveam niciun plan. Ce că fac acum, ești prost la cap? Și lângă mine... Am început să aud niște, vorbeam niște tipi dintr-o trupă de improvizație, improv comedy, care avuseseră show cu o seară înainte, se certau, nu le ieșise lor ceva bine. Eu îi văzusem, îi știam cine sunt și vedeam că se certau așa și ascultam cu urechea în timp ce beam ciucu.
Și ziceau că a căcat, că l-am dat afară pe ăla, că nu-i bun, i-am zis să nu-l mai luăm pe ăla, că ne face căcaturi. Asta e, n-avem un om, trebuie să facem rost de cineva. Trebuie să căutăm un om acum, să-l băgăm din nou în trupa de improvizație, că trebuie să fim cinci. Că uite, avem show-uri și nu avem oameni. Și eram așa, ești vrăzna, că... Și m-a ridicat și zic că nu vă supărați. Am zis că căutați un om în trupa de impro. Eu sunt Bucălaia, am avut acum două serii. A, te știm, tu ești ăla de la Craiova. Zic, da, nu mânca și voi sandwich-uri și să mă... Vă rog, să mă uitați. Am pregătit. Și am început, re-te-re-te-re-mai, bă, tată! Mă rog, și ei mă știau că mă văzuseră și m-au plăcut și am zis că și eu îmi caut un job cum ar veni și am intrat în trupa lor improv comedy. Cu Varză, dacă știi pe Varză de la Taxi Driver. Deci Varză făcea improvizații pe vremea aia? Dar ce n-a făcut Varză la viața lui? Tata Varză, le-a făcut pe toate, da. Mi se pare fascinant Varză. Varză și este. Și el, el e și omul care m-a, în ghilimele, forțat să urc la stand-up. Eu deci am intrat în trupa improv comedy cu el, cu Sabin, cu Ioana și cu Ionuț Ghenu. El formase trupa Ghenu. Ionuț Ghenu al lui Lora? Al lui Lora, da. Ok. Da. Și el a terminat teatrul, fusese actor la Masca. Și eu îi zisesem lui Varză în perioada aia că vreau și eu să mă apuc de stand-up. N-aveam nicio legătură cu domeniul, dar îmi plăcea stand-up-ul că văzusem și eu. Și Varză a început să facă niște turnee prin țară. Mai cu glume de ale lui, mai cu glume de pe lați, mai împrumutat de la Natanticu. Știu că avea o glumă Natanticu cu ceva, nu mai știu, cu o tipă la mare pe plajă, în fine, cum făcea sex în cort. Și s-a dus Varză și la Natanticu și a zis, dă-și mie gluma asta, că mă duc în turneu și vreau și eu să zic. Și a zis, Natanticu, bine, hai, ia, zi-o, na, ia mea, dar zi-o tu. Și după aia nu-i mai dat o Varză înapoi și o zicea și Varză în același timp și Natanticu prin țară. Și mai erau oameni care ziceau, Tanticu, cu asta e gluma lui Varză. Nu, pula mea, asta e gluma mea, ești prost. E bine că n-au ajuns ca Jamila și cu aia la altă, se certe da, pe rețeta. Da, se dea judecată, da. E clar la tavă. Și cum dovedești, da. Și făceam show-uri de impro, dar era unul pe săptămână, căcat. Și uneori nici nu câștigam bani, adică am avut spectacole în care, țin minte, noi aveam clăpar. Îl aveam la clape pe Marian Hâncu, care făcea și impro cu Bobo și cu trupa lui. Extraordinar om la clape. Și aș vă trebuia ca să vă facă da, muzica. Da, adică era mult mai mișto. Adică dacă ai și un fundal sonor, mm-hmm, este extraordinar. Și mai ales făcut live de cineva care se poate să țină după tine sau să improvizeze, este aur. Și aveam uneori atât de puțini oameni, făceam undeva la bordelul în centru vechi, încât de multe ori trebuia să punem bani de la noi ca să strângem 1,5 milioane să-l plătim pe Hâncu. Ok. Că hai, noi nu ne luam bani, dar omul n-avea nicio vină că îl chemam noi și dădeam sumă fixă. Mm-hmm. Nu făcea parte din trupă, era extern cumva. Și vină și la noi la șor că-și dăm și noi niște bănuțe acolo, mă rog, o sumă minim. Și uneori puneam de la noi. Și când n-aveam ce face, mai umblam cu Varză prin țară. Că Varză... Na, decât să plece singur, nu mai bine și așa un acompanion. Și cu cine? Eu, ce trebuie să fac în București? Stau ca prost așa. Păi tu nu lucrai, nu făceai nimic, nu? Nu, nu lucram, nu făceam nimic, nu. Câștigam pe săptămână 150 de lei, 200 de lei de la vreun show de improvizație și stăteam la mătușa mea care mă ținea pe gratis și mai dădea și mâncare și eu mă chiverniseam cu ea 200 de lei. Mai trimitea mama sau tata încă 100-200 de lei cum puteau și asta era viața mea. Ok. Cu gândul eu tot încercând să găsesc lucruri, să fac ceva. Și mă rog, long story short, Varză m-am plecat într-o dată, avem toată, m-a luat de acasă, a zis că mergem la Tulcea care spectacol și pe drum mi-a zis, vezi că urci și tu în deschidere țara asta. Și am fost, da, urc pe dracu. Urci, mă, că n-ai zis că ți-ai scris tu niște glume? Și zic, ba da, mi-ai scris, urci. Bine, mă, hai că urc. Și am urcat la un restaurant, pentru prin Tulcea, ceva frumos de tot. Bă, aur, eu nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Un bal de boboci acolo, ceva. Nu, era o, deci, sufrageria ta e mare. Ok. Era mai mic, era o cafenea, ceva. Dar nu mai țin minte cum a fost, că printre mese am făcut pe undeva. Cert e că mi-a zis Varză că a fost bine, mi-a mai zis cineva de acolo că a fost ok, eu nu mai țin minte, că de la emoții se taie, m-au și am avut blank. Și după aia, a doua oară, băbălăul de Varză ce a zis? Bă, dacă ți-a ieșit prima oară, te iau și a doua oară cu mine. Și unde crezi că a avut a doua oară spectacol? A găsit el un deal pe sumă fixă la berăria H. Ok. De la cafenea de 30 de oameni,
a doua oară când am urcat la berăria H. A fost ceva înfiorător, am zis că mă spânză de cât de prost. Bă, nu știu, nu era, dai seama că nu veniseră oamenii pentru spectacol. Se adunaseră niște oameni în seara aia să mănânce și patronii de la berăria H, nu știu, au dat acolo o sumă să facă cineva ceva pe scenă. Dacă tot era scenă acolo. Da, pe varză lor nu mai știa oamenii. Dar până la varză a trebuit să urce un băiat în deschidere, care făcea a doua oară. Băi, Tibur, că un om nu cred că s-a uitat la mine. Un om nu cred că s-a uitat la mine. Tu știi cât de groaznic a fost? Și oricum, ca spațiu de show, și am înțeles că și ca spațiu de concert, nu e cel mai prietenos berăria H. De fain că nu vezi din toate unghiurile. Da, și e hău ăla mare. Și cel puțin la stand-up, dacă e mare, se prăște energia, nu primești feedback, e destul de dificil. Și în cazul în care n-ai experiență, e groaznic. Am vrut să mă spânzur în seara. Jur, rău, bă, rău. Rău de tot. Nu râdea nimeni? Bă, nu, că nu râdea nimeni, nu se uita nimeni la mine. Căci mă uitam la oameni disperați, ca la admitere. Vă rog, uitați-vă la mine. Sunt eu, că aveam glume cu numele meu, Bucălaie. Ha, 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 ce nume comic, de unde vine? Când terminând și de curând facultatea, mai aveam tehne din asta de vorbit ca pe scenă, că așa te învață facultatea, știi? Mai ales în provincie. Mai ales în provincie, da. Că au dreptate, domnii de la unei atece. Ok, no. Și după show-ul ăla ce te-a făcut să continui? De ce, cum de nu te-ai păi după aia destabilizat? Coincidența face ca genul de la noi din trupă a reușit să-i convingă, el era și manager la Deco. Okay. De făcea Bobo, Micuțu, Bordea și a reușit să să-i convingă pe băieți să-i mute de acolo într-un club manageria de el. Și astfel iau pe Bordea, Badea și Micuțu, alături de genul care i-a convins să facă treaba asta, s-au mutat la Racing Pub, undeva în regie. Da, am auzit de asta. Da. Și acolo aveau loc show-uri de stand-up și miercurea făceam noi impro. Ok. Și dacă tot s-a deschis acolo și eu nici n-aveam job, m-am și angajat acolo pe post de hostesă și sunetist. Păi și tu de unde știi să faci sunet? Păi am învățat. Ah, dar okay. Nu era mare, nu era, stai, cine când știe. Când trebuia ce... să faci ca la Te Cunosc, nu, aici. Nu aveam un mixer de ăla. Da, auzeam, dă-mă mai tare în căști, te rog frumos, că nu mă aud, pula. Nu, trebuia să dăm drumul mai tare la mixer. Era un bas, un treble, mai modificam eu dacă mi se părea că nu se aude bine. Nu era mare lucru, era un mixer din ăla basic. Ok. Și la modul sunet, adică să-l aprind și să dau drumul la melodii la oamenii care urcă pe scenă, să opresc microfonul, să am grijă de el, chestii din asta de mentenanță și hostesă. Adică host, că nu erai femeie. Nu era. Nu știu dacă a mai fost ceva. Te deghizai așa ca la Te Cunosc, machia creațan când trăi la serviciu. Da, vinerea veneam de la ora 2 să mă machieze în femeie, să fiu hostesă. Ola, 50 de lei este 50 de lei, adică... Da. Și deci făceam și hostesă și sunetul, uneori mai și... Da, și de așa ușor am și început să deschid din când în când la băieți show-urile și să prind experiență. Și după aia m-au luat cu ei și tot așa. Prin țară, okay. Când au plecat prin turnee. Asta în 2015 se întâmpla. Da, ai dreptate, da, în 2015, da. Când... Și până la ai umor, ce ai făcut 2 ani? Adică ai început să practici stand-up-ul, să mergi prin țară, să faci deschideri, să toate astea, până când... Da, făceam la club și făceam, cred că prima dată, cel mai mult în turneu, am plecat cu Badea, cu Bădiță, cu Dan Badea, ne-am și sincronizat oarecum, am fost într-o perioadă, eram literalmente ca frații, stăteam de dimineața până seara împreună, că eu eram singur în București, el trecuse printr-un eveniment mai nefericit și n-aveam ce face și ne petreceam timp împreună și mergeam și în turneu. Dar cu ai umorul, sincer să fiu, mi-a luat mult timp să mă conving să merg la ai umor. Pe scurt, răspunsul este un fel de prost, așa. Dar mi-am dat seama târziu. Eu venind, cred că are foarte mare legătură cu facultatea pe care am terminat-o. Acum, după mulți ani, pot să spun că eu sunt de părere că facultatea, în perioada mea, facultățile de teatru, cel puțin din perioada mea, erau destul de învechite ca mentalitate și cumva în toți cei 3 ani pe care i-am făcut,
Și nu doar la Creva, ci în toate facultățile și probabil, nu știu dacă ai apucat să iei contact cu genul ăsta de informații, dar televiziunile nu erau cele mai bine văzute în domeniul teatrului. Da. Adică cumva ești îndoctrinat și ți se îmbuibă, dacă mi se permite expresia, capul cu faptul că dacă ești la teatru, actorii sunt speciali, actorii se îmbracă într-un anume fel, noi facem artă, noi facem cultură, noi nu ne amestecăm cu zona de entertainment și în special cu televiziunea. Și sunt o grămadă, nu mai știu la ce podcast auzeam acum de curând, de, mă rog, divergențele dintre profesorii vechi de la UNATC când au apărut telenovelele și au început unii dintre ei să meargă în telenovele. Și cumva... Și cred că asta m-a ținut destul de mult timp departe de zona asta de TV și entertainment, pentru că, repet, veneam după 3 ani în care eu am fost învățat că sunt actorul, domnule. Păi băi, am făcut un an de Caragiale, un an de Shakespeare. Tată! Ai venit tu să-mi spui mie care da? De-aș fi eu sânge din sângele tău, credeai că nu știu cine sunt. Și cum să mă duc eu la umor? Tu ești, ai văzut ce am făcut eu acum? Și da, era destul de stigmatizată. Și cred că am avut nevoie de o perioadă cu mine cât să dovedesc că ceea ce cred este nu o prostie, ci învechit. Nu mai trăim în perioada în care actorii reprezentau, doar ei reprezentau vârful societății și culturii. Și da, mi-a luat 2 ani să mă duc acolo. Oricum, primul pas pe care l-am făcut în zona asta a fost când m-am apucat de stand-up. Pentru că și în facultate și prietenii mei din Breaslă credeau că, și cred, sunt mulți care încă cred și condamnă stand-up-ul ca o formă josnică. E vulgară, în primul rând. Vulgară, da. Ei ia pe de-o parte, ia la bază fiind. Adică atunci când majoritatea oamenilor se apucă de stand-up, pentru că e foarte ușor și ești într-un mediu în care te simți foarte... insecure și din cauza emoțiilor folosești multe vulgarități pentru că ți se permite, ai impresia că dacă te sprijini în pulă și pizdă, oamenii o să râdă, ceea ce nu mai e, a trecut de mult treaba asta. A fost o perioadă în care evident dacă spuneai pe scenă pulă oamenii pentru că fusese interzis atât de mult timp, erau, ești prost, a zis să ești pulă, what? Dar acum nu mai e și efectiv sunt, adică de exemplu acum pe scenă dacă folosești pula și pizdă în locuri nepotrivite sau ești prea vulgar gratuit, oamenii te taxează instant. Pentru că e acces, e la modul de ce ai băgat acolo? De ce ai folosit cuvântul? Nu avea niciun noi, mă. În fine, și asta vreau să zic, că și acum sunt actor și eu eram la fel și condamnam stand-up-ul ca pe formă vulgară și ăla a fost primul pas și după aia a fost pasul ăsta că m-am dus și am luat contact și cu televiziunea și să-mi dau seama că tot ceea ce credeam eu înainte era complet greșit și ba din contră orice pas pe care l-am făcut în afara zonei de confort nu m-a îngrădit, ba din contră mi-a adus un plus foarte mare și am învățat mult mai multe și tot ceea ce știam eu înainte acum știu să fac mai bine. Hai că uite și cu te cunosc și presupun că și tu la fel, lăsând la o parte că amândoi am prins un anumit capital de imagine, să zicem, eu mă bucur foarte tare pentru că am învățat foarte mult din entertainmentul de televiziune, cu care n-am avut neapărat contact până acum, care e altă mâncare de pește, n-are legătură cu ce faci tu aici sau cu ce fac eu pe scenă sau cu ce facem noi în diverse domenii. Nici nu te învață nimeni. Și eu mă simt mult mai câștigat pentru că acum când o să fiu din nou într-un context, eu știu de unde oarecum să mă apuc. Am mai fost în situația aia. Știu exact, ce ar trebui să încerc să fac. Păi exact chestia asta o discutam aseară cu Cerebel și zic, bă, până la toată coada, tot ce s-a întâmplat în show-ul ăsta a avut ca și element constitutiv de bază faptul că orice ai fi făcut trebuia să-ți ieși din confortul tău. Da. Și trebuie să-ți ieși din confortul tău chiar cântăreț fiind, că și Adei, de exemplu, a fost foarte greu de foarte multe ori. Total de acord. Tuturor cântăreților, pentru că nu e ce fac ei din zi cu zi. Exact, da. Că multă lume ar spune, dar asta fac ei, cântă. Da, dar cântă într-un fel. Ei cântă pe vocea lor, ei cântă pe versuri scrise de ei, ei cântă cu instrumentele lor, cu instrumentiștii lor, creează după cum li se pare lor că le intră bine în gură muzica și versul. Mm-hmm. Și acum tu vii practic și le dai altceva. Și fă la fel cum a făcut ăla în 85.
Eu ieșire din zona de confort pentru toată lumea. Și nu ți se pare că acum, de exemplu, în urma sezonului ăstuia, sezonului ăsta, ți s-au deschis foarte multe posibilități înspre a te duce din perspectiva carierei, și nu mă refer că să te apuci de cântat la momentul ăsta, ci la faptul că, bă, stai alea, că de aia, că eu când făceam improvizații, dacă știam eu să fac treburile astea... Ba da. Că mă apucasem să zic înainte că e un lucru pe care l-am vorbit ieri la terapie, vorbeam, adică eu în trecut, și când zic în trecut mă refer acum un an jumate, eu îmi tot repeta Laurențiu de când mă mai duc pe la el, eu mă raportam la mine ca eu comediant. Pentru că eu mă vedeam pe mine și mă puneam pe mine doar pe nișa de eu sunt domnul, eu sunt comediant, eu fac stand-up și atât. Eu asta încerc să fac foarte bine. Și el tot cerca să-mi zică că nu neapărat, nu mai gândesc neapărat la mine ca un comediant, ci ca un, nu știu, artist, entertainer, cum vreau eu. Dar să nu mai acces pe o singură zonă. Și mi-am dat seama ușor cu timpul că am început să încerc să fac și altceva și că în ziua de azi nu poți să mai faci doar un singur lucru. Și nici nu ai cum să supraviețuiești și nici nu e neapărat bine. Trebuie să faci, nu știu dacă câte puțin sau mult, din multe altele, ca să te dezvolți pe mai multe zone și toate te ajută să te dezvolți, de fapt, la fiecare în parte. Exact de la ce plecați aici tu, că acum... Evident că exagerez, dar poate la un moment dat o să scot o melodie. Dar asta nu înseamnă că nu o să mai fac comedie. Poate vrei să scoți o parodie, de exemplu, și să poți o cânti ca lumea. Exact. Vreau să mă dedic acum și să văd de la oamenii ăștia cu care lucrez acum de la Neața, să văd care-i treaba asta cu prezentatul, cu hostul. Că n-am nicio treabă, știam că n-am nicio treabă, dar acum și când mă duc acolo îmi dau seama că este, ca orice lucru care pare extrem de ușor, este extrem de greu. Bă, este altă meserie, altă mâncare de pește și vreau să învăț să fac și treaba asta. Și nu știu, poate la un moment dat prezint evenimente. De ce nu? Da, că uite, era chestia asta, de exemplu, țin minte, la fel, încerc să-mi aduc aminte cu data exactă, dar nu o să reușesc. Mă rog, zi luna. 12 octombrie 2018, cred. Cred că 12 era sigur octombrie 2018, au avut Micuțu cu Bordea, cu Nelu Cortea și cred că și cu Dan Badea. Așa. Nu mai țin minte asta exact, dar sigur Bordea, Cortea și Micuțu au fost acolo. Au avut sala polivalentă la Cluj cu 8.000 de bilete vândute. Spectacol de stand-up, ceva absolut senzațional, huge, ca și pentru stand-up-ul românesc, să vinzi 8.000 de bilete, da. Și într-un oraș mult mai mic decât Bucureștiul, mie mi se pare absolut formidabil. Și am mai făcut odată 2019 și am fost și eu atunci cu ei și au fost 7.800. Wow. Da. Wow. Și gândește că, bine, pe lângă faptul că treaba asta semnalizează în clar faptul că avem o mega problemă de infrastructură și că s-ar vinde biletele alea dacă ar exista și în București altă sală pe lângă polivalenta aia nenorocită și sala Palatului. Pe lângă chestia asta e un impact imens pe care stand-up-ul a avut și l-are în continuare în România, l-a căpătat în ultima perioadă. Și mi-aduc aminte că postase Micuțu atunci pe Instagram un mesaj pe care l-a primit de la... un urmăritor, ceva fan, care îl întrebase dacă cât ar cere ca să vină să prezinte o nuntă. Și el povestea, zic, domnule, tocmai când am crezut că m-am realizat în carieră și că am atins un punct foarte important în cariera mea, stăteam în camera de hotel pregătit să urc pe o scenă unde 8.000 de oameni au plătit bilet ca să mă vadă, vine unul și mă întreabă dacă zvornic la nunț. Și aici e o întreagă discuție, pentru că pe de o parte îl înțeleg pe Micuțu cât se poate de bine. Exact, e cu duș întors. Pe de altă parte, nu am o problemă cu unul care se duce să fie vornic la nunț, păi, și m-aș duce exact, chiar eu total, să fiu vornic. Sunt total la nunț. De acord, dar aici e vorba de cum se raportează fiecare la ce face. El, nevrând să facă asta niciodată, prin prisma asta s-a raportat. Dar, de exemplu, dacă el până atunci ar fi prezentat la nunț, singurul lucru care îi rămânea de făcut e să crească prețul. Dar el nu a vrut niciodată să prezinte treaba asta. Să facă, să prezinte, nu să facă și stand-up. La noi mai e și o chestie că... toți primim foarte multe, adică până și eu primesc foarte multe invitații de a face stand-up la nunți. Și din păcate s-a încercat, dar nu funcționează sub nicio formă.
Și am merge, dacă ar funcționa, am merge, pentru că toți știm că la nunți sunt bani. Când e o nuntă, dai o grămadă de bani. Doar că nu funcționează. Și probabil și din prisma asta, știind că în domeniul lui nunta e ce reprezintă un loc în care nu te duci pentru că nu e propice pentru ceea ce faci. Și de asta se raporta și la faptul că, de asta se referea că când credeam că am reușit, ia uite, iar mă cheamă la nunți. Unde în capul lui, căcat, nu merge, coaie. Ce fac eu, nu merge. Da, uite, dar ce face, de exemplu, Măruță, care încă da, merge și prezintă nunți. Nu e rău deloc. Mi se pare că Brenciu face o chestie de genul ăsta, că el nu, adică, bun, într-adevăr, și cântă. Spre deosebire de Măruță nu cântă deloc, Brenciu și cântă. Da. Are piese lui, a, septembrie, luni, toate alea, viața trece, ai s-o trăi încât 10, dar e tot show-ul ăla pe care îl face, da. Adică pentru aia oamenii aia plătesc 20.000 exact. De euro ca să-l aducă pe Brenciu. Că văzusem acum în weekend că postase el ce a făcut în weekendul ăsta și zicea cum a zburat pentru prima dată cu private jet-ul între două evenimente. Nice. Când ajungi la levelul ăsta, da. Tată, bă, e... Uite, că acum, eu chiar mă gândeam acum o săptămână sau două de când sunt cu treaba asta cu Neața și mă gândeam, bă, să fiu mai atent, trebuie să învăț și eu ce înseamnă să fiu un host, că poate la un moment dat o să se întâmple să prezint ceva și m-am gândit, bă, dar... Cred că, din ce știu eu, nu sunt atât de mulți prezentatori în România de evenimente private. Și evenimente sunt foarte multe. Sunt cu circuit închis majoritatea, adică sunt aceiași da, prezentatori exact pe care știe lumea. Și mi se pare că e o piață destul de mare și de liberă. Hai să, poate că o să prezentăm noi la un moment dat nunți. Ce, why not? Exact, eu n-am o problemă cu asta, chiar îmi doresc, adică m-aș, și nu, bă, n-o spun, faci, ca, nu e da, o aspirație, dar nu. E o treabă pe care, bă, aș face, adică eu m-aș dacă și distra deschis, la nunta aia. Exact, pentru că tu o faci în felul tău și dacă ești deschis, o faci, că tu dacă te duci să prezinti o nuntă, nu te duci să prezinți cu fai, cum suntem noi obișnuiți ca la balul bobocilor. Mulțumesc invitațiilor care au venit în seara asta de la Pips & Co. Nu, aplauze pentru Mireasă, Mirabela. Cine Marca, a făcut da. Părul? Cine a făcut părul, da? Rochia de la, da, fix. Nu, prezinți în stilul tău și atunci tu poți să te distrezi și să faci și... Sunt o grămadă care au, de exemplu, au tradiții în chestia asta. Popescu, când era cu Flic, prezentau foarte da, des. Da, într-adevăr, da. Ei făceau un cuplu foarte mișto. Buzdugan cu Morar, la fel, da. Mergeau și împreună, merg și separat la nunți. Iar la evenimente, într-adevăr, există o listă de oameni care cu asta se ocupă. Prezintă foarte multe evenimente. Da, sunt. Exact. De exemplu, nu știu dacă îl mai ții minte, pe Andrei Nourescu. Andrei Nourescu, care era prezentator la GSP TV în epoca de aur cu Petrică, dă-i pe GSP, tată! Da, și bă, așa. Un domn așa mai măsliniu, da. Cu ochelari, o leacă din început de chelie. Ei, dânsul are, de exemplu, evenimente, cel puțin multe dintre ele, tu nici nu știi că există, că majoritatea evenimentelor ăstora, pe lângă nunți, sunt corporate, adică toate clădirile astea de sticlă unde sunt corporații, ei au odată la ceva timp, la, dacă nu la lună, au la trimestru. Îi cheamă, gata, s-a făcut P&L-ul, a ieșit bine, hai să le dăm petrecanile astea. Cine cântă? Brenciu, pac, 20.000, că aveam novele. Host, da. Host, cine vine? Măruță, pac. Sau n-avem de Măruță, că l-am luat pe Brenciu. Perfect, Andrei Nourescu, hai, vin, pac. Foarte mâine, dacă faci un calcul, stai și te gândești că oamenii aia, dacă au 4 evenimente de alea pe săptămână, acum când e perioada, că ai acum banchete, nunți, botezuri, urmează balurile de boboci, toate astea de companii anuale, bianuale și așa mai departe, zile de comune, zile de oraș, unde ți-am dat eu eveniment la Bârnova. Toate astea, la Schitul Duca, da. Toate astea, dacă le pui, îți dai seama că se învârte o industrie mare da, în da. Toată treaba asta. Da, și ai intrat într-un circuit. Și na, depinde până la urmă, ori cred că și ce-ți dorești, dar important e exact cum spuneai tu, să poți face cât mai multe lucruri, să fii în stare să te emulezi pe situații, sigur că da, nu să te pună nimeni acum să cânti o operă după ce ai fost la Te Cunosc de undeva. Cu siguranță, cred că trebuie să știi să faci cât mai multe și cred că un lucru care nu ne-a fost nouă dat mai departe și un lucru ce n-am fost învățați e că nu știm să învățăm să, de fapt nu știm să ne adaptăm. Pentru că mă uit la mine și știu că revin la treaba cu școala din care vin. Na, profesorii care mi-au predat mie teatru și actorie pe vreme sau când erau ei tineri, bă, dacă era angajat actor la un teatru undeva la
nu știu, te ești angajat la Brașov și ai salariu, gata, tată, nu mai e nevoie să faci ceva. Pentru că atunci ți ajungea salariul ăsta să te descurci cât de cât. Dar acum ce să fac eu cu 35 de milioane? Mm-hmm. Nu am nicio șansă, îmi plătesc chiria în București și atât. Asta e chiria. Și de asta trebuie să învățăm să ne adaptăm la situații, să facem mai multe, să avem mai multe surse de venit. Și asta e un lucru care ne-a, cred că ne-a lovit pe toți de când a venit pandemia. Pandemia exact, asta ne-a dat în cap. Când multora dintre noi ne-a dovedit că o sursă de venit nu este suficientă. Mm-hmm. Și a rămas tot, păi ce acum ce fac? Că nu mai am spectacole. Nu mai am contracte, de unde mai fac bani? Dacă altceva nu mai făceai? Păi dacă nu am tu. Păi și tu ce ai făcut, de exemplu, în pandemie? Păi mai aveam niște bănuți puși deoparte și mai făceam show-uri din când în când. Și mai era câte o campanie, câte una, două, dar foarte greu. Mm-hmm. Și nu neapărat foarte greu financiar, că te obișnuiești cu puțin. No, oricum n-am venit de la mult. Dar psihic te fute. Să-ți ia singurul lucru pe care îl faci și îl făceai, să ți-l dea cu țărita din când în când și să nu știi când se termină toată treaba asta și să te am într-o expectativă continuă, hai că poate luna viitoare, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. Și pe aia a venit și statul care a zis că ne ajută și că erau alea de la stat, cum le zice, au fost niște indemnizații de la stat. Da. Și ne-au zis bulangerii ăsta, așa vă ajutăm, dacă ați lucrat legal până de când a venit pandemia, ceea ce în cazul meu s-a întâmplat, acum vă dăm 4.000 de lei pe lună, which erau foarte buni. Mm-hmm. 4.000 de lei pe lună, bă, îți făceai treaba, te pup, doamne ăștia. Și am început toți să luăm indemnizații și după aia, băi, dar exact ca scrisul la mic în dreptul unui pagina de jos la un contract, după o lună și ceva au zis, da, vedeți că din ea 4.000, după ce se termină, trebuie să ne dai jumătate înapoi. Tu vorbești serios? Și eram cum... Ce-a făcut? Cum? Păi da, pentru că noi statul, noi vă dăm 4.000 de lei, dar sunt cu tot cu taxe, că noi nu putem să vă reținem taxele. Deci, la un moment dat, când se termine pandemia, noi vi cerem înapoi. Deci, ei ne-au dat 4.000 de lei într-o perioadă în care nimeni aproape nu producea nimic și au zis, da, nu-i folosiți pe toți, că la un moment dat o să vi cerem înapoi. Și îți dai seama că majoritatea am folosit pe toți, că nu știam. Mm-hmm. Deci eu am aflat despre treaba asta după vreo 3 luni de luat indemnizație, zisese cineva că e posibil să dăm taxe înapoi și am căutat a doua zi pe știri și am găsit ceva a 5-a sau a 6-a știre pe Google cum că din banii aia trebuie să dăm la un moment dat ceva. Și da, deci pe aia a venit ANAF-ul peste mai toți să ni ceară înapoi și unii au dat mai, mă, în fine, long story. Bă, cât de românește ești, da, nebun fix, la fix cap. Românește, da, mi-am auzit acum aminte de toată epopeea și mi-a venit în gură. Du-te, lasă-mă. Dăm, tată, 20 de milioane de la început și lasă-mă, dracu, că mă chivernisesc eu cu ei cum pot și cum știu. Pentru că, adică nici nu ne-au dat timp, nu știu, s-a terminat pandemia și după 3 luni dați-ne banii înapoi. Și trebuia tu, de exemplu, să dai dacă anul trecut ai luat, nu știu, să zicem că ai luat 6 indemnizații, adică 6x4, 24. Tu acum s-a terminat pandemia, peste 2 luni trebuie să dai taxele de la ANAF, adică 120 de milioane. Te zicea că toți oamenii au fost, cu ei de unde, lasă-mă să încep să produc de undeva ca să pot să ți dau. Și acum m-a sunat ANAF cu câteva luni, a zis, eu mi-am plătit toate taxele, toate alea. Și a zis, domnul Bucălai, vedeți că avem o problemă. Ce s-a întâmplat, doamnă? Vedeți că în 2020 dumneavoastră a cerut la un moment dat o indemnizație și pe luna februarie a cerut indemnizație și n-aveați voie pentru că ați avut venituri pe luna respectivă. Și n-aveai voie, adică dacă aveai venituri, dacă aveai un leu venit, tu nu puteai să ceri ajutorul de la stat. Nu erai pentru că făceai bănuți. Mm-hmm. Și zic, doamnă, de-a, nu mai țin minte, spuneți-mi că e 2020, nu mai țin minte ce am făcut atunci în februarie, eu țin minte că am respectat legea, ați avut venituri, ce venituri, nu pot eu să vă spun. Păi nu știu că fiscul a sunat pe ANAF și a văzut că am avut venituri și în fine, după mai multe telefoane, am făcut în luna aia vreo 6 milioane. Și eu, pentru că am făcut 6 milioane, am și cerut ajutor de la stat. I-am prăpădit. Dar nu se face așa, e urât din partea ta. Știu. Tu dai seama că am cheltuit în luna aia 46 de milioane? Wow, Japonia!
Și le-am zis, ok, eu nu mi-aduc aminte să fi făcut treaba asta, puteți să-mi dovediți că am avut venituri, adică de unde sunt veniturile, să verific și eu, că nu știu. Și a zis, nu putem, trebuie să ne dovediți dumneavoastră când ați avut venituri. Și zic, deci dumneavoastră mă sunați să-mi spuneți că sunt pasibil... Dumneavoastră statul. Dumneavoastră statul. Îmi ziceți că mă suspectați pe mine că am avut venituri în februarie 2020. Da. Bun, și eu vă întreb ce venituri și dumneavoastră ziceți, nu putem să vă spunem, dumneavoastră trebuie să ne dovediți că n-ați avut venituri. Păi și cum vă dovedesc? Te juri? Nu știu, zic, vă dau extrasul de cont, că acolo, nu știu de unde, dacă nici nu-mi spuneți de unde vin eu, ce să fac? Ce să fac, doamnă? Băi, e fascinant. Da, da, dar bine, oamenii care, îți dai seama, oamenii care te sună n-au nicio vină, e pur și simplu sistemul ăsta birocratic, această... Da, ei trebuie să îndeplinească niște sarcini de serviciu până la urmă, nu poți să-i scoți niciodată pe ei vinovați, deși te enervezi, da. Și atunci... Bine că te enervezi și din păcate te răzbun pe niște oameni care n-au nicio vină, că nu creează ei sistemul și regulile, dar e dacă e am despre asta e vorba, din păcate, și aici mi se pare că oamenii ar trebui să înțeleagă mai bine niște aspecte, pentru că da, într-adevăr, unii dintre oamenii din entertainment, din muzică, din toate domeniile conexe entertainmentului, categoric ajungând să performeze foarte bine, ajung și la niște sume foarte mari de bani. Dar după foarte mult timp și după foarte multă muncă. Și mi se pare aiurea faptul că oamenii aia sunt blamați de foarte multe ori și zice, da, domne, dar ăla cu bani face, eu mai vreau și nu știu ce. Zic, stai, domne, dar are și niște cheltuieli pe lângă asta. Multe, are niște oameni multe. Care depind de el. Are o întreagă aparatură în spate care funcționează, un aparat de oameni care lucrează în direcția aia. Și pe lângă asta, el ca să ajungă la veniturile astea, nu le-a avut din prima zi de când s-a apucat de X. El a făcut după 10 ani, a început să producă sume mari de bani. Și noi încă venim, că asta încerc să le explic tuturor, zic, bă, noi venim într-o perioadă în care am fost mega privilegiați, pentru că da. Slavă cerului, în 2018-2019 deja se mai produceau niște bani. Acum au început platformele astea de streaming să plătească, să remunereze corespunzător. Îi obligă și pe publicitari să bage bani mai mulți, da. Ca să echilibreze talerele balanței. În televiziune nu mai sunt poate banii care erau înainte, dar sunt mult mai multe televiziuni și atunci ai loc pentru mai multă lume în proiecte TV. Radiourile la fel, nu mai au audiențele pe care și puterea pe care da, aveau. Da, dar uite, înainte. Nu înseamnă că trebuie să mai faci doar televiziune sau doar radio, apropo exact. De discuția de mai devreme. Mm-hmm. Nu mai sunt nici banii aia, dar nici tu nu ești obligat să faci doar asta. Adică, na, dacă ai un job la radio, nu faci o căruță de bani, dar ai timp să faci altceva. Adică, cumva, timpul îți permite sau informațiile la care ai acces sau oamenii cu care te întâlnești. Asta este, nu, vrei să trăiești, trebuie să muncești. Exact, plus că, într-adevăr, toate astea vin cu foarte mult efort, pentru că să faci mai multe lucruri în paralel îți demonstrează cât de puțin timp îți rămâne în viață, că de aia și senzația aia bună. Enorm de puțin. Exact. Da. Eu țin minte și acum când m-am dus la Iași la o mormântare și m-am întâlnit cu tine în avion, că aveați spectacol la Iași, spectacol care era reprogramat de când în sesie și exact, nu s-a putut da. Ajunge la Iași din cauza blocajelor. După aia aveai Te Cunosc, după mai fugeai printre antrenamente la un da, show un nu știu unde prin țară, de neața dimineața, după aia show-uri, Te Cunosc, repetiții, filmări. Da, da. Sunt lucruri pe care eu mi-aș dori din tot sufletul ca oamenii care se uită la noi să înțeleagă că da, noi le facem cu mega multă plăcere și e un privilegiu, dar pe de altă parte e și time consuming și resursa asta de inspirație la un moment dat se mai termină dacă tu accelerezi în continuu și, da, și da, bagi și bagi. Dacă nu mai ai pauze și nu mai bagi combustibil, la un moment dat se duce. Ai fost vreodată mai ocupat decât acum? Nu, n-am fost. Nu, n-am fost pentru că n-am făcut mai multe lucruri. Nu m-am axat să fac mai multe lucruri decât cele din zona de confort. Și cum te-ai simțit în momentul în care ai început să trăiești în dinamica asta? Inițial cred că am fost puțin speriat când am început să ies din zona de confort, dar după aia mi-am dat seama cât de mult îmi place și că sunt mândru de mine și mi-am dovedit că pot să fac și alte lucruri la care nu mă așteptam. Adică e un combustibil de încredere foarte, foarte eficient. În momentul în care faci lucruri
pe care nu te gândeai că o să le faci vreodată și și ieți și ești mândru de tine, nu înseamnă că ți ieși cel mai bine. Bă, dar tu ți-ai dat toată silința, ai fost acolo, tu ai dat cât s-a putut în momentul respectiv și ești mulțumit de tine și altfel te trezești, chiar dacă dormi 3-4 ore pe noapte. Mm. Adică eu, de exemplu, înainte, bine, și acum eu, ca să dorm bine, să mă trezesc odihnit, am nevoie de 9 ore. Eu dorm, tată. Bă, dar și când dorm acum 4-5-6 ore pe noapte, parcă nu știu de unde, dar mai găsesc energie de undeva. Să continui să mai fac lucruri. E hype-ul ăla și energia da, aia pe care ți-o dau anumite contexte. Presupun că la un moment dat îți pică bateriile și ai nevoie de o pauză. Nu știu, n-am ajuns încă acolo și sper să ajung acolo. Adică îmi doresc să muncesc atât de mult pentru că îmi și place și să ajung acolo că să zic, știi ce, o lună gata că nu mai pot. Burnout. Burnout, da. Bine, nu la burnout. Să fac ca... Cine și-a luat acum un an sabatic? Paul Olteanu, parcă. Nu știu dacă îl știi. Paul, îl știu, dar da, nu mai are an sabatic acum. Ba da, și-a luat an sabatic. Nu și-a luat? În momentul ăsta? Da, eu așa știu. Nu știam. E just a gossip. Ok. Da. Da, da, de ce? Pentru că muncise prea mult? Da, da, efectiv, da, intrase într-un burnout mental. Și ok. Și n-a mai apărut. Drept dovadă, adică cumva bârfa pe care eu o știu, se și dovedește în realitate că n-a mai apărut de mult pe niciun, deși era foarte activ și mai ales pe internet. Mind Architect, nu n-am mai văzut. Ce podcast bun! Da. Câți oameni a ajutat în pandemie? Asta vreau să te întreb. Cum ai ajuns la chestia asta cu terapia? Că ai tot menționat-o de mai multe ori. Păi după pandemie, dar primul om din familie care a făcut, care s-a dus la terapie a fost Alexandra, a fost soția mea, care s-a dus la terapie să-și rezolve anumite traume și anumite depresii. Adică, na, ca fiecare dintre noi a avut perioade foarte grele, după mulți ani în care nu reușea să se regăsească sau nu găsea un mediu în care se potrivească și simțea că nu-și găsește loc în lumea asta, ca, știu că mă repeda, ca foarte mulți dintre noi și credeți-mă că există un loc pentru fiecare și chiar dacă aveți momente foarte grele, încercați să cereți ajutorul și un lucru care cred că ajută pe toată lumea e să știi că nu e singurul care trece prin căcat. Toți trecem prin același căcat și e de foarte mare ajutor să știi că și Țiburca a avut depresie, și Bucălaia a avut depresie, și Nenciu a avut depresie. Toți avem momente de căcat, doar că se trece prin ele. Revenind, și Alexandra. Alexandra a fost prima care a mers la terapie, a făcut câteva luni. Eu nu mi-am dat seama, dar i-am tot repetat cât de mult m-a lovit pandemia pe mine. Eu nu-mi dădeam seama pandemia la modul că mă blocasem așa într-o zonă crepusculară în care stăteam într-o continuă stare de hai să vedem cât se dă pandemia, să revin la ce știu eu. Eu nu m-am adaptat la pandemie, eu m-am blocat. Eu am venit pandemia, a căcat, să treacă pandemia. Okay. Eu sunt aici, eu știu să fac asta, hai să treacă pandemia. Când treci pandemia? A trecut azi? N-a trecut azi. Poate trece mâine. A trecut azi? Nu. Poate trece poi mâine. Și am rămas blocată. Și am tot repetat. Vezi că s-ar putea să fii tu într-un soi de depresie pe care o duci pe picioare și nu-ți dai seama. Ce, nu spui tu mie, mă, ce trecu. Nu am nimic. Nu suntem noi așa. N-am, mă, fugi, mă, de aici. Sunt perfect la cap. Și momentul în care m-am hotărât să încerc să accept că am nevoie de terapie a fost când am început să am stări foarte mari de anxietate. Ok. Care nu mai trecea. Anxietatea pentru mulți dintre noi, căci mulți nu știu ce înseamnă, anxietatea este acea stare de agitație, de nerăbdare, acea stare de frică, ai impresia că se întâmplă ceva cu tine. Și zic că mulți, și am ținut să explic pentru oamenii care se uită acum, că e posibil ca mulți dintre voi să credeți, cum mi-a zis mie un prieten, cred că beau prea multă cafea. Și zic, cu aia, dar câtă cafea bei? Și am zile în care beau și două. Zic, da, sigur, de la cafea e. Zic, și da, ce stări de agitație de la cafea e? Păi nu știu, așa, deci beau dimineața cafea și seara așa, parcă am o stare de se întâmplă ceva, mi-e frică, mi-e o temă, zic, cu aia, nu, aia e anxietate. Și începusem să am stări de anxietate. Țin minte că am avut o zi în care plecam, mă întâlneam cu Tănase și cu Iana, că aveam show la mare și am plecat să mă întâlnesc cu ei și eram extrem de anxios. Aveam impresia că o să mor. Era ca un fel de început de atac de panic. Ok. Era o stare, ceva se întâmplă rău acum. Deci eu o să, ceva, nu, mor. Îmi bătea inima atât de tare și nu-mi trecea această stare de agitație.
Și vorbeam cu Alexandra la telefon, că era pe mașină, și spunea ce mi se întâmplă și mi-a zis, trebuie să accepți că ai anxietate, se întâmplă, încearcă să respiri cu mine. Și mă rog, mi-a trecut peste vreo oră, două, dar crizele astea, să le numim așa, se tot repetau destul de des. Și am început să citesc, am început să înțeleg ce înseamnă, că ziceam și mai devreme, podcasturile de la cum ar fi Mind Architect, care au început să ne învețe pe toți, să ne cunoaștem cât de cât, o grămadă de podcasturi cu tot felul de terapeuți, și îți dai seama că stai puțin, că toți avem treaba asta. A, deci eu de asta fac așa, deci eu s-ar putea să fiu muiz pentru că da, căci eu când eram mic, așa e mă, că maică mea mereu, da mă, că și taică mea. Dar chiar mă, de-aia mă enervez pe tine, că practic mi-a apăsat butonul sensibil. Mm-hmm. Și ușor, ușor, în câteva luni am acceptat că am nevoie de un mecanic, e practic e ca la mecanic. Da. Troncă-ne ceva. Troncă-ne ceva. Du-te la specialist. Și tu ce faci când se strică mașina? Schimbi tu filtrele sau nu știu, îți faci tu revizia, pula. Nu, te duci la un specialist. Și practic asta se întâmplă și cu terapia. Te duci la un om care este profesionist și știe să spună diverse întrebări ca tu să-ți dai singur răspuns. Că nu te duci acolo și zice, da, deci tu ești anxios pentru că ai probleme de siguranță de sine. Nu, te întreabă, cum te simți? Ok, și ce, de ce ți-e frică? Ce înseamnă asta? Ce sentimente ai? De unde crezi că vine? Tu ce părere ai despre treaba asta? Și ușor, ușor tu îți dai răspunsurile tale și recomand pentru toată lumea. Practic, ieși la o cafea cu un profesionist care ușor, ușor te rezolvă. De fapt, tu te rezolvi pe tine pentru că începi să te cunoști și să-ți dai seama de unde ai toate fricile. Că, practic, anxietatea, din câte am înțeles-o eu, anxietatea sunt mai mult, sau e o frică care e atât de bine sentimentată încât nu-ți dai seama când iese din tine. Pentru că tu, de exemplu, dacă, nu știu, ți-a fost de foarte multe ori frică că, nu știu, nu o să mai găsești un job. Te gândești foarte, în ultimii ani te-ai gândit atât de des că nu o să mai, sau o să-ți pierzi jobul, de exemplu, da? Te gândiți azi că îți pierzi jobul și ți-e puțin teamă. Pe aia peste două săptămâni din nou te gândești, bă, dacă îmi pierd jobul. Peste trei săptămâni, bă, dacă te gândești, frica asta s-a sedimentat de tare în tine cât a devenit parte din tine. Și nu știi când îți vine anxietatea, că anxietatea nu se declanșează când, nu știu, ai altă frică sau se întâmplă ceva. Se declanșează din nimic. Uh-huh. Stai, uite, noi vorbim și încep să simți o agitație aici în piept și ești prost la cap. Și nu știi de unde pleacă. Dacă n-a avut acum un catalizator, nu știi de unde s-o iei. Bine, uneori poate să aibă un gând pe care l-ai conștient. Eu am mai sesizat treaba asta. Adică dacă da, tu, de exemplu, povestești acum despre perioada din pandemie... Și ție îți vin anumite flash-uri care sunt asociate cu anumite sentimente și gânduri. Exact, da. Încep să trăiesc din nou toate stările legate de frică de eșec. Pentru că și pentru mine pandemia a fost un prilej de a-mi da seama abia mult după ce s-a terminat că în fața unei probleme mai mult sau mai puțin grave am fost atât de fragil încât să stau și eu exact așa cum povesteai tu, adică stăteam așteptând să se termine, știam că inițial am crezut că o să fie o perioadă foarte scurtă. Că eu aveam de reluat ce aveam eu de reluat. Eu știam că vara trebuie să fac moldovenii, că vin niște bani de acolo, că las că sezonul ăsta sigur o să fie mai tare decât sezonul trecut. Las că acum nu ne stresăm. Cât mai stăm în casă? Mai stăm o lună. Da, mai stăm o lună, nicio problemă. Trece repede. Trece, că nu știu ce, că nu știu cum. După care mi-am dat seama că era toată chestia aia, era o nebunie din care trebuia să ieși acționând. Pentru că dacă te uiți la oamenii care aveau o altă viziune asupra vieții, ei au făcut treabă în pandemie. Da, foarte mulți au făcut treabă. Mai multe cifre decât s-a reinventat Pepe în pandemie. Știau, exact, știau să se adapteze și au luat acțiune din timp. Mm-hmm. Noi am stat, am așteptat să se termine, nu s-a terminat și până am luat noi acțiune, pula, alții deja terminaseră cursa. Exact, exact. Și chestiile astea, cred că sunt undeva adânc înrădăcinate în faptul că noi, deși auzim des treburi de genul că, domnule, trebuie să fii în control, că până la urmă urmei tu decizi, da, că tu iei acțiune, nu e chiar așa. Există majoritatea oamenilor, în funcție de experiențele lor, care sunt mai mult sau mai puțin fragili în fața unor lucruri pe care le consideră prea mari pentru ei. Și, pe de-o parte, adică are... E adevărat că tu decizi și tu deții controlul, dar și în astea trebuie să ai antrenament. Mm-hmm.
Adică tu nu poți să deții controlul dacă până acum n-ai mai încercat treaba asta. A venit pandemia, mâine e pandemie și tu gata, preiei controlul. Și e prima oară când preiei controlul în viața ta, nu merge, trebuie să mai fi avut niște experiențe mai mici sau mai mari în care ai încercat să preiei controlul și ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit. Să ai experiență în preluatul hățurilor. Dar noi, pula, de unde? Mm-hmm. Noi ne-am trezit cât? A, nu, că trecem. Da, și așteptai rezolvarea de undeva din exterior. Exact, da. Adică las că să se rezolve, nu că să rezolv eu pentru da. Mine ce aș putea rezolva eu. Sau să văd ce pot să fac eu în situația dată. Nu, lasă că... Dar și asta vine dintr-o frică, dintr-o teamă de a acționa. Dintr-o, și cum, cred că, și cum ziceai tu mai devreme, dintr-o teamă de eșec. Mm-hmm. Nu, eu știu să fac treaba asta, pe asta vreau să o fac, nu mă apuc de altceva, că dacă nu-mi iese. Lasă că trece, neg realitatea, neg, e acum, dar mâine nu o să mai fie. Lasă că o să treacă. Da, da, ceea ce e super singur, periculos. Da, e foarte periculos. Dar pe de altă parte te întreb, nu știu, ție ți-a zis cineva că trebuie să înveți să te adaptezi la situații? Că nu. Se poate schimba oricând peste noapte? Că s-ar putea ca ce faci tu acum, mâine să nu aibă valoare? Și asta nu înseamnă că tu nu o să mai poți să faci nimic, ci va trebui să găsești alte, nu știu, modalități de a susține venitul. Modalități pe care le voi găsi cel mai probabil mult mai ușor decât l-am găsit-o pe asta sau pe altele din trecut, da. Pentru faptul că ele întâmplându-se au creat perspectiva Sau dacă de mâine nu poți să mai faci podcastul, asta înseamnă că gata, ești pierdut și că nu o să mai ai succesul pe care l-ai cu podcastul? Nu, poate găsești altceva ce are de 10 ori mai mult succes. Mm-hmm. Dar nu știu, pe mine, de exemplu, nu m-a învățat nimeni. Nu, pentru nu că noi am fost... Am fost obișnuiți cu tipul de gândire că, domne, trebuie ceva sigur. Și... Clar! Preot, medic, învățător? Mm-hmm. Na, și uite-te de acum la săraci învățători. Ferească Dumnezeu, da, că e un subiect sensibil, complicat și pe care, din prisma te cunosc, nu că nu s-a ancorat în el, dar nici n-am stat să-l studiez foarte îndeaproape, că mi se pare, adică nu știu care, nu, mi-e frică să iau o poziție în toată treaba asta, pentru că pe de o parte înțeleg profesorii, pe de altă parte nu înțeleg cum de s-a întâmplat, că eu am prins o grevă de asta când eram elev și cred că era, adică sigur erai și tu elev în perioada aia, mai a fost în 2005, dacă mai ții minte, în toamnă, undeva în noiembrie 2005, mai a fost o perioadă de 3 săptămâni când nu s-a făcut școală. Dar mi-e greu să înțeleg cum se întâmplă acum, la sfârșit de an școlar, luni începe bacul și nu se știe dacă se dă bacul. Lor fi calculat într-un fel, au încercat și ei să scoată, să-i preseze cu anumite lucruri, îți dai seama că altfel o făceau în toamnă când nu conta. Dar, în fine, dar eu da, de, asta înseamnă siguranță, siguranța aia despre care părinții mei îmi vorbeau, despre care părinții tăi mai mult ca sigur îți vorbeau și despre care mai mult ca sigur cei care se uită la noi în momentul de față și au vârste similare cu ale noastre. Au trecut prin același lucru. Exact. Și noi îi vinovățim pe părinții noștri pentru că săracii nici ei n-au știut, ei au avut parte de și mai puține informații de la părinții lor. Mm-hmm. Ci pur și simplu noi dacă le descoperim, trebuie să ne adaptăm la ele, punct. Asta este. Când le învățăm, le aplicăm. Da, ceea ce eu cred că ultimii ani ne-au învățat sau ar fi trebuit să ne învețe, e exact faptul că lucrurile se pot schimba foarte rapid. Da. La 180 de grade. Cum ar zice Gojira, paradigma se poate schimba în continuu. Paradigma asta. Exact. Compasul moral. Vezi tu, compasul și compasul intrinsec, cred că mai are ceva cu intrinsec foarte des. Mm-hmm. Și cu paradigma. Paradigma asta, nu știu dacă ți-a mai povestit de ea. Alex Bogdan cum limite. Da, la, am văzut atunci, dar a fost foarte amuzant. Este genial. Foarte amuzant. Dar ne-am făcut o criză de râs, cred că n-am mai râs așa de mult. Am mai râs pe la Te Cunosc, n-au mai fost anumite faze care, bineînțeles, nu s-au dat la televizor. Că nu erau de dat. Da, nu erau de dat, sau poate că nu erau de dat, erau de dat, dar doar în opiniile noastre. Da, da. Dar da, e o treabă cu paradigma. Dincolo de asta, mie mi se pare că e o chestiune de curaj să-ți asumi la modul real, că ți-asumi prin fapte, că s-ar putea să fie o problemă
în legătură cu tine și nu cu alți factori din jur extern pe care tu i-ai găsi de vină pentru problemele. Pe mă, până la vârsta asta și la experiența pe care o am, cred, am ajuns la concluzia că e mult mai ușor să dai vina pe ceilalți decât pe tine. E mult mai ușor să îți motivezi, nu știu, eșecurile sau neîmplinirile sau ce vrei tu, arătând cu degetul către ceilalți. Deși sunt unele ocazii în care și ceilalți sunt de vină. Doar că ne e tuturor, ne este foarte greu să acceptăm că ești de căcat și că ai defecte. Și că s-ar putea să tu să fii prost. Mm-hmm. Că uite, vedem o grămadă de situații. Nu știu dacă noi românii, habar n-am. Dar în general, oamenilor le este foarte greu să creadă că ei nu au dreptate. Da. Sunt o grămadă de discuții contradictorii în care fiecare încearcă să-l convingă pe celălalt că nu e adevărat, liniile de tramvai n-ar trebui să fie așa, ar trebui să fie, nu știu, puțin mai înalte, că știu eu cum sunt liniile de tramvai. Și total neproductivă chestia asta. N-are, da, este atât de time consuming și nu contează, mă, cacă în ele de linie de tramvai. Dar cred că cel mai greu lucru pentru oameni e să accepte că ei greșesc. E cel mai... De ce? Pentru că e mult mai greu să te schimbi pe tine. E foarte greu să te schimbi și să lucrezi la tine și să-ți accepti defectele și să trăiești cu ele. Că nu știu dacă poți să le modifici. Mm-hmm. Nu poți să-ți modifici, nu știu, traumele sau defectele pe care le ai sau metecnele pe care le-ai acumulat în ani de zile. Astea le descoperi și înveți să trăiești cu ele. Înveți că atunci când ai niște butoane sensibile, când dacă țibul că îmi zice mie de, nu știu, că eu nu știu comedie, e un buton sensibil și eu zic, bă, știu că de obicei dacă zice treaba asta mă deranjează. Dar sunt conștient de defectul meu și zic, atunci când țibul că zice treaba asta, eu știu că ăsta e un punct sensibil, nu mă enervez, pentru că eu știu că sunt eu sensibil aici. Mm-hmm. E mult mai ușor să zic, du-te mă, pula mea, țibul, că de unde ești, pula, știi tu, pleacă mă, du-te dracu și plec de la podcast. Și după aia mă duc, mă văd cu Renciu, păi am fost la bogul ăla de țibul când zice mie că nu știu comedie, păi băi, tu știi câte, zice, băi, a deschis la Cluj 7800 de oameni, du-te mă, pula mea, tu știi câte știu eu. Și cine e evil-ul? Cine e persoana negativă din discuția asta? Țibul, că nu eu. Nu o să mă duc la nimic să zic, băi, mi-a zis să... Deci mi-a zis Radu că s-ar putea să nu știu comedie și eu, de fapt, am un punct sensibil aici, pentru că sunt destul de neîncrezător în ceea ce fac și în ultimii ani mi-am dat seama, am avut și perioade proaste și perioade bune, nu m-am putut să zic. Știi? Cum ar fi, frate, să motivez așa acțiunile cu aia? Tu ce crezi? Da. Cum ar fi? Crezi că ar trebui să-i zic lui Radu să aibă grijă ca în următoarea discuție să nu mai atingă subiectul ăsta pentru că sunt eu sensibil sau ar trebui să încep să lucrez eu și să devin din ce în ce mai puternic, să devin mai puternic eu cu mine? Ce crezi, Ninciu? Doar mă pula mea, exact. E mult mai simplu. E mult mai simplu. E de 10 ori mai simplu. Exact, bă, deci cât de mișto ai putut să surprinzi treaba asta, mi se pare absolut senzațional. Cumva cred că ăsta e, sau cel puțin asta am descoperit eu la terapie. Îți... Practic te dezbraci tu și te vezi pe tine în cea mai pură formă a ta și cu toate defectele tale și acel om te învață că e ok să ai defecte și te învață să te prietenești cu morții din dulapul tău. Dar care sunt punctele tale sensibile acum? Adică pe ce ar trebui să apese cineva ca să-ți strânească genul de reacții despre care ai amintit mai devreme? Băi, din fericire cred că n-am și n-am avut... Eu nu știu dacă am avut în trecut treaba asta. De exemplu, o problemă destul de mare pe care am lucrat-o la terapie și cred, pe care o avem foarte mulți dintre noi, este frica de sărăcie. Am o frică foarte adâncă de sărăcie și relația mea cu banii până acum n-a fost una foarte bună. La modul că eram extrem de strângător și de chivernisit din frica de a nu-i pierde niciodată. Ok. Nu știu cum să mă explic, dar nu, frica de sărăcie, dar nu, n-am un buton sens, n-am un, nu știu, un subiect sau un defect sau o traumă pe care cineva să pună degetul și o să explodez. N-am. Dar când te gândești, de exemplu, la sărăcie, care e reprezentarea sărăciei respective? Adică dacă eu acum ți-aș prezenta un scenariu negru în care, nu știu, tu trebuie să fii suficient de prost încât să-ți bagi datele cardului într-un cat, nu știu, să-ți fure unul printr-o schemă de phishing toți banii și să rămâi fără niciun ban.
cash. Bă, sigur că acum, categoric, da, avea posibilitatea de a te împrumuta prima dată, nu, ca să rezolvi problema. Nu, mi-am dat seama ce înseamnă sărăcia pentru mine, ca traumă și ca frică de sărăcie, că zicea și Ninciu mai devreme, eu mai toată copilăria mea am crescut în garsonieră. Pentru mine, cumva, sărăcia mi s-a împământenit ca fiind, adică are forma unei garsoniere. Okay. Noi suntem doi copii la părinți și provenim într-o familie medie spre sărăcuță, nu săracă, dar cu venituri medii și mai, de fapt nu mai toată, până aproape de 18 ani, cele mai multe chirii în care am stat au fost garsoniere. Și să stea patru oameni într-o garsonieră, cred că vă dați seama că nu e cel mai plăcut. Și mai ales în perioada adolescenței, când ești tu la liceu și vrei să fii golan și bătău și futălău. Mm-hmm. Și de exemplu, eu acum, cât de asta mă gândesc că pentru mine personal, teama de sărăcie are forma unei garsoniere, eu de exemplu acum, gândindu-mă la mine locuind într-o garsonieră, mă ia cu tremurat, mă ia cu anxietate. Nu-mi place, am trăit ca, cred că am așa o teamă de cușcă cumva. Mm-hmm. Și, na, repet, că ziceam și mai devreme, nu mi-am învinovățit niciodată părinții. Săracii au muncit pe rupte, atât au putut. Asta este, nu e nicio problemă. A rămas și o comică traumă, asta este, se putea mai rău. Foarte bine. Da, vezi că lucrurile astea, acum poate să existe percepții foarte... Mamă, ce lapsus am. Foarte superficiale, care să conducă la concluzionări de genul, zic, da, mă, dacă problema lui ăsta e că a trăit în garsonier, înseamnă că nu știe ce să alea problemele. Eu asta le spun tuturor, că am avut, și am mai spus-o chiar recent în podcasturi, eu am un prieten destul de apropiat care a fost bolnav de cancer de două ori în copilărie. Odată pe la 13 ani și-o dat pe la 16, ceva de genul ăsta. I-a recidivat un cancer osos, după aia s-a dus pulmonar peste 2-3 ani de zile, a avut parte de tratamente eșuate inițial până a ajuns în Franța, o poveste foarte complicată din punctul ăsta de vedere și familia lui fiind o familie destul de cunoscută în orașul Iași, venind într-o familie de juriști, bunicul lui a fost președinte de tribunal, am impresia, mama procuror, tatăl notar, chiar și pentru ei a fost foarte costisitoare salvarea băiatului și au fost nevoiți să-și vândă din proprietăți, să împrumute bani până au reușit să vândă, să se strângă bani pentru asta și atunci lumea știe cazul, știi? Și cel puțin atunci când era de dată recentă, când trecuseră 4-5 ani de când se întâmpla evenimentul, majoritatea oamenilor îl compătimeau și îl priveau cu un soi de milă de aia care mă făcea și pe mine să mă gândesc, zic, da, mă, dar totuși la Teo nu ne putem referi așa ca la noi, că el a trecut săracul prin ce a trecut. Și la un moment dat îmi zice, zic, man, tu știi că dacă eu am trăit ce am trăit și pentru mine alea sunt poate cele mai nasoale chestii, tu în lipsa unor chestii atât de nasoale, s-ar putea ca niște lucruri care aparent par mult mai puțin grave, tu să le fi resimțit impactul la fel de tare sau mai tare. Este dovedit științific, ca o mică paranteză. Asta pentru mine, că m-ai întrebat care e imaginea sărăciei pentru mine în universul meu, sunt patru oameni care locuiesc în garsonieră. Evident că sunt mulți oameni care sunt mult mai săraci, Doamne ferește, dar exact cum ziceai și tu, că nu mai știu, era și un exemplu destul de celebru, faptul că un om nu știe dacă mâine o să aibă bani să-și cumpere o pâine versus un om care este foarte bogat, e supărat că nu știe dacă mâine îi ajunge Bugatti-ul. Chiar îl vrea mâine și a dat comandă de două luni. Deci omul ăsta este speriat că nu știe dacă mâine o să aibă bani să-și cumpere o pâine, omul ăsta e speriat că nu știe dacă mâine îi ajunge Bugatti-ul și i-a zis lui Frank că o să-l dea mâine cu Bugatti-ul. Că imaginez că unul cu Bugatti nu sunt în România. În fine. Pentru că eu și în imaginație sunt sărac. Eu nici nu pot să am prieten cu Bugatti în imaginație. Oamenii ăștia trăiesc tristețea la fel. Adică sentimentele nu sunt, ăsta e mult mai speriat decât ăsta. Nu, tristețea, sentimentele se simt la fel. Nu contează cât ești de bogat sau de sărac, dacă ești trist sau ești în depresie sau dacă te sperie ceva, sentimentul e la fel. Senzația e fix la fel.
Nu contează de ce e ea declanșată. Că n-ai de pâine sau de un Bugatti. La fel ca și cu prietenul tău. El probabil cu siguranță a suferit foarte mult că na, a fost bolnav și a trecut prin o grămadă de lucruri. Dar și tu ai suferit că nu ți-a adus Moș Crăciun Adidas și aia pe care ți-i doreai neapărat. Mm-hmm. Tu după aia când ai văzut că Moș Crăciun ți-a adus Adidas și bă, 3 zile ai fost distrus și ai suferit. Nu te-ai făcut că suferi. Suferința a fost la fel. Mă rog. Mm-hmm. Bine, și de asta bănuiesc că acum există și reversul medalic. De foarte multe ori când te plângi pentru căcaturi sau pentru lucruri care aparent par nimicuri, vine vorba aia părintească, zic că tu te plângi la asta, gândește că s-a țat copii care n-au ce mânca. Nu poți să te gândești la asta în momentul ăla, decât în etapa în care începi să conștientizezi niște chestii și atunci evident că n-ai să te mai superi că exact, da. Nu știu ce s-a întâmplat sau că ți-a ars tricou cu țigara sau nu știu ce altă problemă. Asta se întâmplă în momentul în care ai trecut tu din niște etape și când ți-ai conștientizat și care sunt supărările și veseliile tale și mi se pare cu atât mai șmecher, cu cât cele mai faine discuții pe subiectele astea, pe lângă psihologi, le-am avut cu comedianți. Pentru că lumea are impresia despre tine, despre George Tănase, despre Ionuț Rusu, că voi sunteți niște oameni care, a, domnule, a venit ăsta, trebuie să râdem, domnule, ești nebun la cap, zici, da, stai puțin, că n-a venit pe scenă. Nu e nici la televizor, nu e nici pe TikTok când îți își prezintă el viața de influențăriță. E bucălaie, omul care are și el problemele lui și care ca poate așteaptă ca tu să-l înveselești sau să-i fii tu o sursă de inspirație pentru ce are el de făcut în viața lui profesională. Și atunci, de asta o să-ți pun întrebarea asta și cred că e o întrebare cu foarte multă logică. Dacă poți să îmi povestești despre niște momente când ai fost cu adevărat trist și lumea credea despre tine că ești foarte vesel pentru că prin reprezentații, prin acțiunile tale la nivel de societate, reușești să maschezi chestia asta făcându-ți bine treaba sau reușind să fii un bun invitat, un bun cetățean, un bun prieten, partener de discuții și așa mai departe. Nu am avut, nu știu, niște momente care m-au marcat prin tristețea sau prin umbra lor, dar cu siguranță au fost multe perioade grele în care trebuie să-i faci pe oameni să râdă, deși poate tu, nu știu, o să mă leg tot de momentul pandemiei, că era foarte aproape în discuție, oamenii când veneau în pandemie la show-uri, ei veneau pentru că și ei erau triști, aveau perioade grele și veneau tocmai la tine ca un soi de rezolvare. Rezolvă, fă-mă să râd, fă-mă să uit de perioada asta. Dar și tu erai într-o perioadă de tot căcatul. Era într-o perioadă în care poate pe show-ul ăla nu luai niciun ban sau poate făceam ca la improvizație, mai puneam 5 lei ca să-l plătim pe ăla. Dar uite că mi-a venit probabil un soi de moment la care te referi sau la care se gândesc oamenii, ca de exemplu să îți moară cineva din familie. Știu că mi s-a întâmplat asta când am dat la facultate, când mă pregăteam, cred că chiar urma să dau sau dădusem. Nu, cred că urma să dau examenul la teatru și tocmai ce murise bunica mea și veneam de la mormântare și te duci la un dat examenul la teatru și trebuie să... Na, oamenii n-au nicio vină și nu le pasă că ți-a decedat ție cineva din familie. Mm-hmm. Dovedește că poți să intri la facultate sau nu, ai abilitățile necesare. Și din nou, re-te-te-re-re-re-re. Acum știu dacă te duceai cu colivă pe lângă sandwich-uri la aia din mâncau acolo. Păi nu, că la Craiova n-a fost nevoie după aia, nu. Da, la facultatea la Craiova, după aia la master, da. Atunci n-am știut. Luat. Că dacă mă duceam la ei cu niște prăjituri. Noi zic, n-am. Dar, nu, n-am acum moment să vin în cap, dar cu siguranță au fost multe seri foarte... Când ai stări proaste sau m-am certat cu Alexandra, de exemplu. Mm-hmm. Mă cert, am discuții cu Alexandra sau am avut o discuție cu Alexandra și pe aia trebuie la spectacol să o zic pe aia cu hei, băi frate, dar tu e nebun, dar care-i faza cu ăla, băi, la care ia da. Dar aici cred că ține foarte mult de experiență, adică cel puțin la mine aici e experiența, așa a spus cuvântul, adică de la an la an am învățat să încerc să mențin energia și actul din ce în ce mai profesionist, astfel încât să nu se vadă că eu în viața personală am probleme sau că sunt supărat sau că sunt trist sau că sunt depresie.
Sau cum, de exemplu, am avut o perioadă, cred că după o lună, după ce, sau o lună sau două, după ce făceam terapie, și e o chestie prin care am văzut că trec mai mulți, după ce faci câteva ședințe de terapie și afli cât ești, ce defecte ai și cât ești demuist, te urăști destul de mult. Adică în momentul în care ți-ai văzut problemele, ai impresia despre tine că ești un om de tot căcatul. Și am avut o perioadă de vreo 3-4 săptămâni și am văzut și la alții care și au trecut prin același proces, că au trecut prin același lucru. Și efectiv o lună eram, dar eu nu merit să fac nimic, eu sunt un om de căcat, eu mi-am rănit prietenii, mi-am rănit soția, eu nu știu să fac aia, eu uite ce probleme am, eu de ce? Dar cu toate astea eu trebuia să muncesc, trebuia să lucrez. Și seara... Bună seara, sunt Radu Bucălaie. Care-i faza, domnule, cu berzele astea? Nu. Da, tot apropo de direcția asta de traume, că ziceai că vorbeai de frica de sărăcie. Înainte să te întreb de Alexandra, frica de singurătate nu te-a afectat niciodată? Nu m-a afectat, n-am prins-o, n-am avut-o. Cred că vine din felul în care am fost crescut, dar n-am avut niciodată din fericire frica de singurătate, nu. Nu mi-a fost teamă să stau singur. Și nici să rămân singur. Nici în raport cu femeile din viața ta, adică n-ai avut niciodată senzația că, domne... Nu, eram din contră, eram convins că nu o să mă însor niciodată. Ok. Nu voiam să mă însor niciodată, pentru că, ca orice... Dacă îmi permiteți, bărbat prost, eram convins că dacă o să am o relație, mie o să-mi știrbească traseul meu profesional. Pentru că o femeie în capul meu mă ținea în urmă. Dacă am o relație în capul meu, dacă aveam o relație, înseamnă că nu mai aveam suficient timp încât să-mi fac meseria. Ok. Din contră, fix invers. Este fix, fix invers. Și nu o zic eu, o zic toți oamenii care au relații ok, în care se iubește, se respectă și se ajută și se sprijină unul pe celălalt. Deci până la Alexandra, în capul tău, construcția era că... N-am avut nicio relație lungă, okay. Nu voiam să mă mărit niciodată, eu nu mă stur, ce să caut eu, rămân celibatar toată viața. Asta și cum de s-a întâmplat până la urmă? Că te-ai și însurat destul de repede. Nu neapărat. Păi pentru zilele noastre. Păi nu am atât. Deci Alexandra în 2015, m-am cunoscut cu Alexandra în 2015 și ne-am însurat în 2019, cred că am făcut unia civilă, da. Ok. În 2019, sunt 4 ani. Da, deci aveai... Mi se pare... aveai aproape vârsta mea de acum. Da. Ceea ce, e destul de vreme, că mă cam uit așa la ăștia din jurul meu care... din generația apropiate, că nu știu, depinde de cum definești o generație, că eu pe unul care are 28-29 de ani, aș zice că e aceeași generație cu mine. Păi nu, suntem aceeași generație. Cred că o generație e despărțită de cel puțin 10 ani, cel puțin, în capul meu. Așa aș mă raportez eu. Da. Da. Noi suntem cei născuți după 90, zic, până în 2000, exact. Aia e o generație. Exact, da, da. Și mă uit în jurul meu, sunt puțini care se însoară sau care se mărită, puține fete care se mărită pe la vârstele astea. Adică, nu știu, anul trecut cred că am fost la o nuntă, da, două, spunem, de oameni tineri din generația asta și anul ăsta am una singură. Acum, duminică. Sunt și foarte multe divorțuri pe de altă parte. Și asta e adevărat. Da. Dar nu, e frica de... Ți-e frică să-ți... De commitment, cum îi zice? De... Commitment în română. Consimțământ. Nu? Așa nu, vine? Nu. Commitment. Frica de... Oficializare. Așa, să zicem așa, da. Dar eu cred că de asta se întârzie cu plajul acesta legal. Angajament. Și asta din prisma bărbaților. Zici? Sunt convins, nu că zic. Am fost acolo și după aia toți cu cei cu care am vorbit. Și pe rus am încercat la un moment dat să-l conving să se însoare. Cu cine? Că e important să văd dacă tu chiar erai prieten cu el sau nu. Cred că când era cu Viviana. Vezi, bine că te ascultați. Mă, el... Noi vorbeam despre cum cred eu că ar trebui să raporteze un bărbat la o femeie și lui era de frică asta de angajament.
Da, și asta e o problemă a tuturor bărbaților. Zici că e... Sunt convins. Tu ai, când ai avut ultima relație? S-a terminat cu 6 luni. 7. Și cât timp a durat? 6. 6 luni? Da. Dar n-am avut, mă, din nicio relație de asta lungă. Dar ai vrea să ai o relație? Depinde cum mă întreb. Dacă aș vrea să am o relație doar să o am... Nu să o ai, nu. Evident, la modul te întreb dacă ai vrea să întâlnești pe cineva cu care să simți că ai compatibilitate. Normal, și cu care mă, să... doar nu-s diliman. Adică nu trăiesc în solitudine. Adică nu-mi doresc chestia asta. Mă atrag femeile și... Dacă m-ar atrage bărbați, mi-aș dori o relație cu un bărbat. Mă atrag femeile, de aceea zic pe această cale, dacă e vreo femeie singură disponibilă, mă atrag femeile, sunt Radu Țibul, că ofer un podcast, am o chirie, știu să pun cartofi și am o bicicletă galbenă. Nu mă, da, normal că mi-aș dori, dar mi-aș dori să fie așa cum o imaginez eu, cum o construiesc eu în cap. Ia, s-ar putea, nu știu, dar nu cred că e neapărat o mentalitate. E că tu nu-ți construiai așa chestia asta? Nu, eu fugeam. Noi, și Alexandra fugea de o relație, sau nu neapărat că fugeam, dar nu ne doream, până când ne-am dat seama că ne-am îndrăgostit unul de celălalt și că suntem într-o relație. Și cum vă-ți dai seama de asta? Pentru că noi ne ziceam unul celuilalt, de câte ori ne întâlneam și ne întâlneam din ce în ce mai des, că noi nu vrem o relație. Doar că ne întâlnim că ne placem. Până când la un moment dat am început să petrecem atât de mult timp împreună, încât Alexandra a zis, sau nu mai știu, eu am zis că ar trebui totuși să ne asumăm că suntem într-o relație. Și a zis, da, așa este. Adică atât de mult timp petreceam împreună. Și după aia... Bine, după iubire vine și foarte, nu știu dacă foarte, vine multă muncă, că o relație nu se menține de la sine. Adică tot dacă întâlnești pe cineva și vă iubiți, după aia trebuie să munciți la acea relație, să o construiți, să vă respectați, să vă înțelegeți unul pe celălalt, să vezi ce bube are aia, ce bube ai tu, ce puncte sensibile, să o înțelegi pe ea, să vezi de unde vine ea, să se înțeleagă pe tine. Adică nu e suficient, că dacă te ții doar după iubire, după 3, 4, 5 ani, când începe să vă cunoașteți cu adevărat, nu o să vă mai place și o să vă despărțiți. Eu cred că de asta se și despart foarte mulți oameni. Pentru că primii 2-3 ani, da, sunt ușori, sunt simpli. Asta unul din motive și cred că și alte motive pentru faptul că paradigma s-a schimbat foarte tare și atunci apar multe relații pe interes, interese intrinseci, economice, sociale, uneori chiar și politice, dacă ce zici, babuiaș? Da, asta zic boiași. Eu, nu știu, pula mea. În fine, am vorbit zilele trecute cu ăsta, cu Adrian Ilicev, regizor, îl știu de mult. L-am futut când eram mic. Mă rog, iar o să ziceți, Gojirea, te-ai futut și cu ăsta. Pula mea. Noi acum limităm pe Alex Bogdan, care limită pe Cojira. Scuze, Cojira. Mai glumim și noi. Mulțumim, Alex. Știi care e faza? Că de fiecare dată când îmi vine în minte cuvântul paradigmă, n-am cum să nu mă refer la momentul ăla. Da, a fost emblematic. Dar da, întorcându-ne, eu cred că s-au mai schimbat și multe lucruri, dar pe de altă parte... E și viteza cu care se întâmplă lucrurile. Că toată lumea vrea repede, da, acum, da. Se întâmplă imediat. E exact de unde am pornit cu televizorul acum 25 de ani, unde stăteau pe ziar, că și tu stăteai așa pe ziar. Da, da. Și acum care ai scroll-ul atâta, deci normal că vrei să vezi 20 de oameni în platou la Neața și care să fie și alții ieri față de azi și invitații, da, da. Și subiectele, acțiunile, jocurile și producția, reportaj, pac, da. Pentru că totul într-o altă dinamică. Așa cred că se întâmplă și la nivel de relații, la nivel de prietenii. Mi se pare că sunt lucruri care se consumă foarte rapid. Ajungi să te împrietenești foarte repede cu unul. Deodată ajungi la cataramă, la altii nu-l știai, mâine ești cu el în concediu. Acolo realizezi, zice, stai bă, că ăsta, uite, că în concediu, păi da, el a vrut să fac aia și eu am vrut să fac asta, e un muist ăla, dă-l în pula mea. Și de aici tot încep problemele astea și mi se pare o performanță să ai o relație statornică într-un context în care viața ta e agitată
Pentru că dacă aveai, să zic, nu știu, o traiectorie liniară, una de aia că te duceai la un job, la corporație, se termina ziua, înțeleg. Te duceai acasă, așteptai să vină weekend-ul, plecai la munte sau la mare sau la city break, te întorceai, că venea iarăși timpul săptămânii și așa mai departe, bă, acolo parcă ai așa o oarecare liniște, deși și acolo e multă agitație. Da, și nu știu, cumva, cred că și acolo riscurile sunt foarte mari, că acolo riscul e foarte mare să pici, de fapt nu doar acolo, în general, riscul e foarte mare să pici după ceva timp când te obișnuiești și faci același lucru. Monotonie. În rutină și monotonie, care, nu știu, cred că la un moment dat este inevitabilă, cel puțin pentru o perioadă, dar cred că e și moartea unei relații. Nu știu, nu-mi dau seama, nu știu. E foarte, mi se pare foarte, foarte tricky și foarte greu să, sau din ce în ce mai greu să menții o relație de lungă durată sau o... Nici nu mai imagin să intervine și copiii acolo. Repet, că mă gândesc la treaba asta și îmi pun întrebări, că chiar vorbeam cu Alexandra zilele trecute, că în jurul nostru și tot aud în ultima perioadă de foarte, foarte multe divorțuri. Mm-hmm. Și pun întrebări, nu știu, e societatea de vină sau sunt doar oamenii ăia? Sau... Adică îmi pun întrebări la modul, la ce trebuie să fim și noi atenți de acum încolo? Adică ce au greșit oamenii ăia, să știm și noi, să încercăm să evităm, nu? Dacă putem, evităm, dacă nu, nu, dar nu știu, cum facem? Da, pentru că în momentul în care, dacă tu ai avea un prieten care a divorțat, da, n-ar fi, ai zis, bă, e un caz izolat, întâmplă. Hai să ne gândim că o fi el vinovatul sau, deci, nevastă. În momentul de față am în jurul meu, cred că vreo 5 cazuri de divorțuri, pe cuvânt. Mm-hmm. Și sunt într-o perioadă în care, nu, ce, îmi pun întrebări, ce faci? De ce? Că e clar că au un factor comun. Asta zic, când sunt atât de multe, da, și în același timp, trebuie să existe un numitor comun. Da. Și a crescut și rata divorțurilor, adică statistic vorbind. Mm-hmm. Dar știi că se spunea treaba asta, astrologii la începutul 2023 spuneau că va fi un an al despărțirilor. Da. Acum, chit că vrei să crezi sau să nu crezi în astrologie, explicația în sociologie și în psihologie și în alte științe conexe e destul de simplă. Pentru că mulți specialiști vin și spun că pandemia și perioada în care s-a stat foarte mult în izolarea acum, respectivă... Acum, practic, e rezultatul acelei perioade. Exact. Plus că pe mulți s-a modificat pandemia. S-a dilimânit atunci, la ieșirea din pandemie, comportamentele s-au schimbat foarte mult. Vorbesc serios. Da, da. Vezi că lumea e mult mai violentă. Mult, da, 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 foarte mult. Excesele și abuzurile de orice fel, de la substanțe până la alimente și toate lucrurile astea, sunt mult mai ridicate decât erau înainte. Și atunci cred că tot contextul ăsta creează certuri, despărțiri, da, că nu sunt numai divorțuri aici, sunt despărțiri, da, între... Da, da, alea nici nu le știm, îți dai seama câte sunt mult mai, mm-hmm, multe decât divorțurile. Da. Sau certuri între parteneri, între prieteni, care se întâmplă tot mai des. Și de asta... A venit un domn, iartă-mă, dar mi-a venit, mm-hmm, în cap, apropo de despărțiri. Am avut acum de curând un show cu Tănațe și cu Ioana la Galați. Și a început spectacolul, a urcat Ioana pe scenă și a venit un domn în fața scenei la Casa de Cultură, era lumina stinsă, a venit un domn în fața scenei, pili bine de tot. Și a zis Ioana, nici n-a apucat, Ioana a zis doar bună seara și a zis, vă iubesc! Deci vă iubesc, deci pe tine, Ioana, tu și cât te iubesc eu pe tine? Și a început, a scos un teanc de bani din buzunar și a început să arunce așa, de la mine pentru tine, cât te iubesc, cât te iubesc. Ioana a râs, ha, dar nu e nevoie, nicio problemă. Nu, că am venit tocmai din Anglia să vă văd pe voi, deci tu știi ce mi-ai făcut tu mie, Ioana, că m-a râs cu tine, că nu știu ce... Ioana a început să-i dea bani înapoi, ăsta din nou a aruncat cu banii, în fine, râs, hăhăială, ha-ha-ha, hi-hi, am zis, na, doar un om beat, o să treacă momentul. Și tot vedeam că Ioana încearcă să vorbească cu el și nu, ăsta nu voia să plece de acolo. Am să zic ceva, vreau să vă zic, de nu știu ce, și la un moment dat i-a smuls microfonul lui Ioana și a început să vorbească la microfon. În momentul în care eu m-am panicat și am urcat și eu pe scenă și am început și eu să vorbesc cu el, cert e că omul era rupt de beat pentru că tocmai ce se despărțise de soția lui și se îmbătase de se căcase pe el, dar i-a ieșit pe gură că s-a despărțit de soția lui, că
nu știu, l-am rugat eu să iasă afară și a zis nu! Și știi ce nu ești? Pentru că m-a părăsit, mă. Deci, într-o discuție care n-avea niciun noi, mă, el a băgat faptul că tocmai ce l-a părăsit de curând. Și ne-am chinuit cu el, am încercat să-l convingem în toate variantele, să-l rugăm să iasă din sală. Ok, să respecte pe oamenii care au plătit un bilet, nu vrea sub nicio formă. Până când s-a ridicat un domn din sală, că na, eram la Galați, i-a zis, dacă mă ridic și-ți fut una, băga mea și și nici asta l-a convins puțin, dar nu de tot, dar ce l-a convins de tot era doamna de acolo de la bilete, o doamnă mai în vârstă, foarte drăguță așa, o doamnă din Galați care a venit, l-a prins așa de mână și a zis, băi, vină mă cu mine afară, că mie îmi place să mă cerc cu bărbații, hai mă să mă cerc eu cu tine afară, freacu. Bă, deci nu l-a convins. Era exact ce lipsea, nici frate. Cu poliția nu l-am convins, a venit și poliția între timp, i-a dat și amendă, dar nu l-a convins nimeni decât doamna, haide mă cu mine afară să ne certăm dacă vrei. Bă, și astea mi se par absolut demențiale, poveștile astea, faptul că în 2023, într-o sală de spectacole, poate să intre unul muci de beat și să fut un show de stand-up, mi se pare senzațional. Da. Efectiv, e ceva... El s-o fi, o fi trecut pe acolo cât de cât treaz, bine că nici nu sunt bodyguards, îți dai seama, nu, că noi închiriem sala de cultură din X loc. Îți vine cu bodyguards la pachet? Nu-ți vine. Și nu se întâmplă, din fericire. Nu suntem o țară în care ai se întâmplă. Ai văzut la Damian la sala Palatului, că era BGS peste tot, în toate cine colțurile. Cine la cap ce a fost acolo, industrie. Deci eu nu m-am simțit în viața mea mai sigur. Mai sigur și mai artist decât da. Să m-am simțit. Bă, dar industrie de oameni acolo și mașinărie de muzică, pe cuvântul meu. Deci incredibil. Așa organizare. Eu mai am văzut spectacole, dar așa de... Era profi. Și făcut foarte rapid, adică el zicea că a pregătit spectacolul ăla în 5 zile, bine, 5 zile cea partea la lui. La partea lui de artistică și la modul în care probabil, da. În schimb toată logistica, cum veneau mâncărurile alea, platouri cu prăjituri, cum intra lumea, machiaje, costume, balet, instrumentiști, invitați. Așa avem și noi la stand-up. Avem pe Crețan care ne machiază. Vă transformă, nu? Noi abia dacă ne spălăm pe față înainte de spectacol. Bă, avem show, du-te în pula. Știi când te spălai pe față? Păi și mă, cum la polivalentă la Cluj, la 8.000 de oameni? Nu, era organizare. Atunci am făcut și duș. Băi, atunci băi, am stat în cel mai luxos hotel în care am locuit eu din România, unul din Cluj. Pa, nu știu cum îi zice. Stai că zic eu, e ori Grand Italia. Nu. Platinia. Platinia, da. Mm-hmm. 5 stele, am avut apartamentul meu. Erau produse de la... Cred că Rituals. De la, nu, de asta, o Gucci, ceva. Mă, ceva scump de tot. Chiar gel de duș și Gucci? Șampon. Ceva de genul. Nu știu dacă neapărat Gucci, dar ceva de genul. Genovital, probabil. Hei, bă! Hei, bă! Și cremă de gălbenele să te dai până acolo. Păi Genovitalul nu e de la Cluj, mă? Bă, da, e de la Cluj. A, bă, așa am impresia, că e Farmex sau ceva de genul ăsta. Eu l-am văzut G, gata, Gucci, cu aia. G, Gucci. Păi ce mai știi românul? Ce mai începe cu G? Gnaic? Gadidas? Da, și atunci am stat la... Când am fost la Cluj, am stat în apartament singur. Foarte frumos a fost. Așa. Și care e senzația când ai în față 8.000 de oameni? La 4.000 am văzut, te caci pe tine. De la 8.000... Băi, la mori 8, pe tine direct. E mult mai fain la sala Palatului, deși sunt mai puțini oameni, pentru că poți să controlezi sala și o sală creată special pentru spectacol. La 8.000, pe lângă faptul că erau dublu mai mulți, fiind și sala polivalentă, eu nu țin minte cum a fost, țin minte doar senzația. Adică am anumite stări pe care mi le amintesc. Și mai țin minte doar că dădeai gluma, se râdea, dar până primeai tu feedback, tu începeai pe următoarea. Avea un delay din ăsta, fiind foarte mare, adică la sala Palatului era râsul, așa l-auzi. La polivalentă se aude, dai gluma și auzi, dar tu deja ai început premisa de la celălalt și băi, e confuz că ai un delay mental, ești, bă, ce pula mea, trebuie să mai stau puțin și am căzut. Este, nu, e fantastic.
De tu ți-ai fi imaginat vreodată când erai student la nici Craiova? Nici pe departe. Când să ajungi să faci stand-up în fața 8 milioane? Nici pe departe, dar nu mă așteptam că o să fac stand-up. Nu mă așteptam că o să zic eu, cum să zici, mă, pulă pe cine, ești prost la cap? Ai făcut facultatea de teatru. Ce ar zice, mă, Shakespeare? Ce ar zice, mă, Stanislavski, acum că se răsucește în mormânt? A scris omul ăla cartea, manualul actorului, să zici tu pula și pizda pe scenă. Da, și mi se pare acum amuzant că nu știu ce mi-am o să aminte de că mai sunt actori care mai vin pe la open mic din când în când și încearcă să facă treaba asta și e foarte drăguț. Asta mi se pare fascinant că se întâmplă treaba da, asta. Da, și e foarte amuzant pentru că ei au modul de vorbire ca la de pe scenă, impostat, de actor. Da. Și ei când zic pula, ei sunt conștienți de faptul că zic un cuvânt vulgar pe scenă și l-accentuează. Pula. Da, se aude din asta. Și am zis, ce pula mea face Andreea? Băi, și pentru spectatorii, pula e ca o palmă așa peste... Dacă nu e natural, e... Am fost să iau tampone pentru pizdă. Și oamenii din primul rând sunt... Pentru că știi, ei joacă. Eu joc pula, știi? Deci care-i fișa personajului, pula? Ce relație a avut pula cu părinții? Deci e o pula care a suferit, deci... Știi? E pula care... În piesele de teatru din Grecia antică era o teorie, nu mai știu, s-ar putea să o greșesc, dar ca idee, dacă cuvintele pe care le rosteai, cu cât erau aproape de cer, le rosteai mai tare și cu cât erau obiectele respective mai aproape de pământ, mai încet. Adică tot dacă ziceai stâlpul, pentru că era înalt mai aproape de cer, ziceai mai tare. Dacă ziceai furnica, care era mai aproape de pământ, mai încet, era furnica. Așa era așa. Pula! Era mare. Sau pula. Avea pizdocu. Și a intrat în piz. Scuze vecinilor. Asta e dramatic. Da. E teatru dramatic ăsta cu pula în pizdocu. A intrat la care pizda, ce faci pulu aici? Am venit să văd dacă e deschis. Este trecut de ora 20. Sunt foarte... Tu știi că eu când am vrut să dau la teatru, ai mei prima dată m-am dus la un actor din Iași care mi-a spus că Marius Manole scuipă sânge de sărăcie. Eu nu-l cunoscusem pe Marius Manole, dar 4 ani mai târziu Marius Manole mi-a dat un Mercedes. Cu sânge sau fără sânge? Fără. E poveste reală. Deci, ăla mi-a zis în 2014 că... Ala. Domnul, că nu pot să-l jignesc acum pe om, care are o dar vârstă respectabilă. Trebuie. El cu siguranță, iartă-mă, avea preconcepția faptului că probabil Marius a făcut diverse sacrificii sau... cum le zice lumea asta, compromisuri și că el nu mai e actor. Cu siguranță a plecat de la premisa asta. Și asta s-ar putea să fie. Ideea că omul mi-a zis, era el ceva prieten de familie cu niște prieteni de familie alor mei. Mă duc acolo să mă testeze pentru actorie, știi? M-am dus, m-am întrebat dacă am fost la teatru, am zis că nu. Eu făcusem teatru în limba franceză. Și mergeam la festivaluri pe afară, când ziceai de improvizație. Da. Am avut, în Franța, am avut norocul să lucrez cu niște trupe de improvizatori care veneau la show-uri și care după aia făceau ateliere cu noi. Bă, și mie chestia aia mi-a deschis mintea fantastic. Deci, apropo de ce spuneai ca o mică paranteză, improvizația mi se pare că e antrenament pentru creier. Bă, extrem, extrem de bun și de valoros. Mm-hmm. Confirm, este extraordinar. Și eu o văd super bună și ca și activități de team building și de-astea, dacă da. Nu-i luată în râs, frate, brain fitness chestia aia. E foarte mișto. Și na... M-am întrebat dacă merg la teatru, dacă nu știu ce, mi-a zis, tu știi că Marius Manole scuipă sânge de sărăcie. 5 ani mai târziu, m-am întâlnit cu Marius Manole la o masă de Crăciun, deja ne împrietenisem, și îmi povestește că el nu mai are permis, că e o situație mai complicată, că nu știu ce, și întreb, dar mașină mai ai, Marius?
Da. Păi și nu mi-o dai mie? Păi dacă și așa stă degeaba. Când vii să o iei? M-am dus și mi-o dat mașina. Nici eu n-aveam permis. Când aveam, era suspendat pentru viteză. M-am dus cu un prieten, a luat-o el. A venit pandemia și a ajuns mașina la tata. Că eu n-aveam permisul, nu puteam să ridic permisul. Dar era un GLE de 100.000 de euro. Și mi-am adus aminte, zic, bă, ce ascensiune, cu 5 ani scuipa sânge de sărăcie, ia uite acum. Să fac, Marius Manuel, să fac reclamă, să fac reclamă la Lacalut, scuip sânge de sărăcie. Dacă îți sângera orice altă parte a corpului, ar fi observat. Dar când ne sângerează sărăcia... Și după sărăcie fortificată, cu fortificat sărăcie forte. După asta m-am dus la un alt profesor. Ceva rău de tot. Bunicul meu a fost polițist, dar înainte să existe poliție, exista miliție. Deci practic bunicul a fost și milițian. Dacă actorul ăla era prieten cu bunicul, eu am tras clar concluzia că era colaborator cu securitate. Și mă duc la ăla la fel. Ăla să mă pregătească pentru actorie. Deja era 2 ani mai târziu. Stăteam la ăla acasă, la domn respectiv, că nu vreau să sune urât din nou. Chiar da. Încerc să nu sune urât. Și mi-a dat să fac zdreanță, dacă știți poezia zdreanță, l-ați văzut cumva pe zdreanță cel cu ochii de faianță? Aia trebuia să o fac chiar eu... Cu început de securist, l-ați văzut cumva... Unde e zdreanță? În drumul tău, când ai venit aici, ai văzut vreun câine, ceva, așa, nu? Mă! L-am găsit pe zdreanță. Era lângă pul! Nu știu de ce am băgat-o pe asta cu... Așa. Gândește că mă punea să citesc poezia aia. Eu o citeam firesc, normal. El voia să mă strice. Și îmi zice așa, îmi zice: nu așa, măi. Păi tu ești, vrei să fii actor? Ia și colorează cuvintele, dă-le nuanță. L-ați văzut cumva pe zdreanță? Cel cu ochii de faianță. Bă, și mă uitam la ce făceam. Nu se poate așa ceva. Nu, asta e actoria pe care o știam eu. Ce aveam eu reprezentația despre actorie. Și atunci, într-adevăr, am început să mă cizelez o leacă în ale gusturilor, că am început să văd spectacole bune. Dumnezeu să-l ierte, trăia Teo Corban, făcea niște spectacole senzaționale când juca el. Ticu Pușcașul, care a fost învățăcelul lui, mi-a fost mie profesor după aia de pregătire pentru admitere. Și văzând spectacolele, am început să fac diferența. Și mi-am dat seama, zic, bă, într-adevăr, ăștia au dreptate, cabotinismul e în floare, în rândul majorității actorilor, că de fapt și de drept, aici e problema. Da. Că apar deodată și... te scoate din firesc, adică îți arată, e teatru, prostule. Păi nu, ideea e să mă faci să nu simt că e teatru, să uit, că-i, mă, să cred că e viață. Că nu despre asta era vorba? Noi acum ne uităm urât la ce făceau ei, dar așa era pe vremea lor. Da, mă, dar adică... Stanislavski nu zice asta în munca actorului cu sine însuși. Să fie sănătos, acum ei asta au învățat și au practicat toată viața. Dacă ei l-au jucat pe zdreanță, normal că ei asta încearcă să predea, ca și au făcut ei toată viața. Asta este. Da. Acum, că au încercat să... În fine, lasă că mulți dintre ei nu mai sunt vii. Că presupun că domnul care te-a învățat... Mai e viu. Mai trește domnul zdreanță? Da. Cum? E... Păi că era bătrân când erai tu mic. Păi nu, că eram mic acum... Stai, tu acum 10 ani. 7 ani eram mic. Dacă se întâmpla în 2016, acum 7 ani. Salutări domnului Zdreanță, dacă se uită acum la noi. Nu se uită, că noi oricum suntem niște... Pentru el noi suntem ceva, satana, ceva... Satana, că e jos. Satana. Și Dumnezeu! România! Vezi, de aici creșterea economică. Ai văzut că ai zis România, ce sus era? Sus. România mea. Da, sunt multe lucruri. O referință. O referință din jurizare. Dar da, sunt multe lucruri care
Încet, încet se schimbă, pentru că eu sunt de părere că e foarte important să-ți respecti seniorii. E extrem de important. Extrem de important. Chiar dacă nu ești de acord cu ei sau chiar dacă nu ai aceeași părere sau aceeași viziune, este extrem de important să respecti vârsta, gradul, statutul, anii de profesie. E... Mi se pare că te respecti și pe tine dacă îi respecti pe ei. Uh-huh. Uh-huh. Însă, pe de altă parte, cred că trebuie să știi când să distingi părerea lor de părerea ta și să te gândești la ceea ce ai vrea să faci pe ceea ce crezi tu că vrei să faci. Cred că părerea lor o distingi de a ta după ce îi întreb, vă salut, care e părerea dumneavoastră despre treaba asta și îi zic părerea lor și tu după aia, când ai tot timp, te gândești, bă, părerea lor se potrivește cu ceea ce mă... părerea pe care o am și eu, sau pot să iau ceva bun din ceea ce cred ei, sau eu am aceleași principii, am aceleași valori, sau oare, măi, ei au zis că așa se face, dar oare chiar așa se face? Oare chiar așa, adică e o chestie la care ajungi după 15 ani de meserie, sau sunt doar ei învechiți? Adică mi se pare că trebuie să rămână deschisă și varianta asta. Pentru că foarte multe lucruri nouă ni se par dubioase și ciudate, dar din păcate sau din fericire, după câțiva ani se dovedește că stai, mă, că bă, avea de dreptate când zicea domnul cu zdreanță. Mm-hmm. De fapt, încă merge zdreanță. Se face așa. Uite-mă acum angajat la Vâlcea, zdreanță. Zic și eu Vâlcea așa, nu? Eu n-am fost niciodată angajat în teatru, n-am practicat teatru. Adică după ce am terminat facultatea și am picat aici, n-am jucat nicio piesă în niciun teatru, doar spectacole de improvizație, spectacole pe care le-am scris noi, dar nimic profi. Dar te-ai simțit vreodată frustrat din cauza asta? Adică ți-ai fi atunci dorit? Am fost, da, imediat după ce am terminat facultatea, normal, până să intru în, nu știu, în acest motor al entertainmentului numit stand-up, până să intru și să-mi descoper că îmi place și vreau să fac impro și stand-up, am fost foarte frustrat, evident, că mă pregătisem în ultimii 3-4 ani, asta am făcut. Și practic mă ratasem nereușind să intru la unui ATC. Și eram căcat, păi gata, eu, dacă nu reușesc să intru aici, nu înseamnă că nu o să mai învăț lucruri. Dar nu am cunoștințe, nu cunosc oameni, nu pot să intru acolo, locuri în teatru Sankey. Deci dacă n-am relații, nu am colaborări, deci nu am spectacole, deci nu am bani, deci a, căcat, e belită. Mm-hmm. Pentru că până atunci nu-mi zisese nimeni, apropo de ce vorbeam, stai liniștit că există și poți să-ți faci, poți să fii de sine stătător, artist independent. Nu m-a învățat nimeni. Necesar că după ce te-ai în facultatea, bine ar fi să găsești un post într-un teatru. Mm-hmm. Când s-o elibera. De unde? Nu se eliberase niciunul. Păi da, de obicei ca să se elibereze trebuie să treacă în neființă. Da. Cineva. Altfel... Ceea ce e trist, că moare, dar măcar se eliberează un loc. Da. Da. Dar s-a întâmplat vreodată să te descurajeze cineva suficient de tare încât să-ți pui întrebări dacă nu cumva ar trebui să faci cu totul și cu totul altceva cu viața ta? Bă, nu se mă descurajeze, n-am prins oameni care să ne dea la joale sau nu mi-aduc, și nici eu și nici colegii mei din generație. Doar că am fost destul de descurajați pentru că au fost foarte multe momente în care vedeam că nu ni se dă atenție și că nu contăm, ceea ce e la fel de frustrat. Adică noi cel puțin când eram în facultate nu aveam foarte mult contact cu oameni din exterior, cum ar fi cu alte școli sau cu, nu știu, diverse festivaluri. Și vedeam cum terminăm facultatea și noi n-am cunoscut pe nimeni în domeniu. De exemplu, la noi la examenul de final de licență, piesa de teatru de licență, în mod normal era firesc și era de datoria directorului de atunci de la Teatrul Național să vină să vadă următoarea generație de actori, ca în cazul în care se eliberează un loc să-și aleagă. Domnul respectiv nu ne-a văzut niciodată, nici la spectacolul de licență și nu ne-a terminat facultatea, coaie, nu contăm. Dar nu, la Joale și la Orgoliu nu ne-a dat-o nimeni, doar că ne-am luat-o pe parte de nebăgare în seamă. Ok, ceea ce da, într-adevăr, e... Da, poți adică, cântărească suficient de mult. Da, da, foarte mult chiar, că te vezi fără o perspectivă și că practic sistemului din care tu vrei să faci parte nu-i pasă de tine.
sau nu e dornic să te cunoască sau să mm-hmm. ți ofere un job. Deși până atunci se spusese că trebuie să fii angajat într-un teatru și tu terminai și pe teatrul durea în cur. Păi și ce facem? Bine, hai că mă duc la București, că acolo au sandwich-uri. Bine, erau și niște perioade incipiente ale dezvoltării tehnologice, nu se știa că se va putea face ce se întâmplă astăzi, că până la urma urmei, acum dacă ești suficient de inteligent încât să folosești în avantajul tău toate tool-urile astea, ele ușurează mult da, foarte traseul. Că nu mai trebuie să te mai duci tu, să te mai vadă nu știu ce producător ca să ajungi la o emisiune. Da, dar uite că, de exemplu, facem noi asta care, din fericire, am fost forțați să învățăm să ne promovăm singuri. Da, să mă ierte Dumnezeu, uite-te la cei care au terminat de curând sau actorii care sunt angajați în teatre. Când, băi, încă refuză, din punctul meu de vedere, refuză să se folosească de aceste rețele de socializare să se promoveze ca actor și ca entertainer sau ca ce vor ei. Dar știi, cred că, care e explicația din punctul meu de vedere? Că le e frică, nu le înțeleg exact. Și au impresia că astea sunt niște lucruri care le scad din valoare și care trebuie să se ocupe evident, altcineva de asta. Evident, pentru că asta te învață în școală, asta te învață, exact cum ai zis și tu de domnul ăsta, domnul de mai devreme, ăsta e diavolul. Uh-huh. Ăsta e diavolul, păi nu mă cobor eu la așa ceva. Și cumva o să sper să nu se întâmple asta, dar s-ar putea să-și dea seama la un moment dat că au rămas cam în urmă. Uh-huh. Și colegii noștri actori o să fie la modul, ajung la 35-40 de ani și nu s-au folosit de toate uneltele să se facă cunoscuți, care contează gen când ești actor gen, da. Ca să te știe lumea gen. Că după aia zici, da, de ce n-am roluri? Păi cine să... Cine să te ia? Distribuie, da, și de ce? Mie, de exemplu, mi-au scris, de când te cunosc, cred că mi-au scris 3 sau 4 actori care m-au întrebat cum fac și ei să dea probă la Te Cunosc de Undeva, că vor să participe. Și când l-am explicat că nu funcționează așa, nu-i că casting, ei te da. Sună, nu-i cu casting, și vine să le zic, băi, voi probabil sunteți buni, dar nu vă știe nimeni, trebuie să vă știe cineva. Adică dacă stai în casă, poți să puți de talent. Mm-hmm. Nu vine nimeni să te ia. Trebuie prima dată să dovedești tu că poți să faci și după aia eu te iau pentru că tu ești un produs ok, să te folosesc într-un produs mai mare. Nu că, că sunt o grămadă de oameni care știu să cântești, să danseze, dar nu știe nimeni. Eu trebuie să iau o piesă cunoscută, să pun într-o parte, să fac o chestie mare și cunoscută. Pe tine cine te știe? Nimeni. Dar eu sunt actor. Foarte, foarte frumos. Da. Felicitări. La cine a terminat? Exact. Despre asta e vorba. Plus că eu cred că modernizarea asta ar trebui să vină pe toate liniile și pe toate planurile. Și nu poți să-l acuzi pe unul, pentru că e mult mai nu ușor. Acuzi, da, da. Din dar... locul în care tu stai, e foarte ușor să spui, zic, da, domnule, dar ăla s-a măscărit. Ăla și-a pus rochi la Te Cunosc și uite ce porcării face. Eu vreau să fiu cunoscut, dar nu așa. Zic, boss, dar hai să o gândim puțin. Nu vrei tu că ești bun. Să ne și arăți că ești bun prima dată, că da, despre cum? Asta e vorba. Că cum? Ai la dispoziție, te intri pe alea din App Store, downloadezi o aplicație pe care cel mai probabil o ai deja în telefon, dar și tu, rec, într-o formă sau alta, produce fă ceva, cumva. Da. Sau nu neapărat pentru asta, că și la agențiile de casting e o destul de mare problemă, cât mai știu și eu că nu mai sunt foarte ancorat în domeniul ăsta, căci nu există filmulețe de prezentare a actorilor. Pentru că nu sunt învățați și nu ne-a învățat nimeni. Bă, să-ți faci un reel de prezentare. Ok, vine un regizor și vreau să-i arăt profilul Țibulcă. Îmi trebuie un filmuleț, că așa e în afară, nu? Un filmuleț cu diverse proiecte în care am participat și fac un colaj frumos, un trailer cu cariera mea să-l dau. Mm-hmm. La noi în România sunt așa. Sunt Radu Bucălaie, am 35 de kg, 32 de ani, 69 de kilograme și sunt actor profesionist. Profil dreapta... Profil stânga, zâmbet, am ambele mâini, ambele picioare. Sunt dornic să particip la această reclamă și sunt disponibil pe 6 iunie. Asta e tot. Da. Da, mă întorc în cur. Zice producătorul. Da. Dar din nou, eu și știu că, adică, eu am o mică problemă cu...
cu școala de teatru de la noi, pentru că simt că a avut cel puțin în viața mea foarte multe lacune. Dar nu zice nimeni în facultate cum să te promovezi. Nu te învață nimeni. Și când cred că nici la unei ATC nu te învață să te... Bă, trăim într-o lume în care trebuie să ne promovăm noi pe noi. Nu mai există. Bă, și dacă te angajează un teatru, joci 6 piese de teatru pe lună, da? Pe săptămână, pardon. Mm-hmm. Dacă nu ieși pe internetul ăsta, pe online, câți oameni crezi că te știu? Exact, despre asta e vorba. Din păcate sau din fericire, acum așa funcționează. Avem aceste lucruri și dacă nu o faci tu, dar nici că o să facă alții. Vrei să faci tu parte din ea pe care îi știi oamenii sau nu vrei? Bine, asta nu înseamnă că trebuie să faci acum orice. Faci lucruri care îți plac și care... Sigur că da, că aici poate să fie super interpretabil. Da, de asta m-am menționat că unii poate să ia la modul, da, dar nu vreau să mă măscrez, cum ziceai tu mai devreme, sau eu nu vreau să fac, total de acord, trebuie să faci ce vrei, dar cu siguranță și pentru fiecare există câte o niște sau câte o variantă folosind aceste unelte. Categoric și bă, cred că până la urmă asta este ancora în prezent și totodată săgeata către viitor, pentru că lucrurile astea funcționează și vor evolua cu viteză din ce în ce mai mare. Dacă vrei să pui căcatul sub preș și zici că vrei să le negi, spui că nu, domne, că aia nu e bine, da. Că nu e, că dacă nu-l înțeleg eu nu-i bun, e căcat, nu, bă, picioarele, mă scăresc aia acolo. Nu vei fi decât omul care vei avea cel mai mult de pierdut din toată ecuația asta și bă, ulterior îți va părea rău dacă vei ajunge vreodată să fii sincer cu tine și să realizezi că stai, domne, că poate dacă mă duceam și eu la umor că sunt actor de comedie. Da, bă, uite, poate era bine. Eu, de exemplu, dacă aș da timpul înapoi, mi-aș fi dorit să fi mers mai devreme. Dar e bine și mai târziu, măcar la un moment dat am realizat treaba asta. Da, din cauza că am avut o preconcepție, că nu e neapărat un produs, nici nu știu cum să-l numesc, un produs care mă reprezenta pe mine atunci, credeam eu. Mm-hmm. Sanchi. Păi așa, pe principiul ăsta, cred că sunt foarte puține produse care să te reprezinte sau nu. Da, cu adevărat. Nu trebuie să fie produse pe care te mulezi tu. Exact, că despre adaptabilitate e vorba și despre această capacitate de adaptabilitate, care până la urmă e una din principalele caracteristici ale inteligenței umane. Și exact așa cum spuneam și la început, eu consider că nu prea ai cum să faci umor dacă nu ești inteligent și dacă nu-ți antrenezi și cultivi inteligența aia cumva, prin tot ceea ce faci tu și prin tot ceea ce se întâmplă în paradigma vieții tale, drept pentru care eu cred că de aici și succesul tău, e limpede că toate treburile astea vin dintr-o formă de inteligență și care îți alimentează după aia și dorință și... E o inteligență pe care toți o acumulăm și dacă vrem o să devină din ce în ce mai mare, trebuie doar să fim deschiși și să acceptăm că de cele mai multe ori suntem proști. Mi se pare... Un avantaj foarte mare al oamenilor să accepte că au greșit. Mm-hmm. Da, tata, am greșit. Ieri am greșit că am făcut treaba asta. Astăzi știu să mă raportez altfel la următoarea situație. Da, cred că despre asta e vorba până la urmă urmei. Și dacă putem să trecem peste lucrurile astea cu umor, cred că suntem și mai câștigați, pentru că lucrurile evoluează mai rapid în felul ăsta. Și categoric într-un mod mult mai plăcut. Pentru mine știi că a fost o mare plăcere și o mare bucurie să fiu un colegi în proiectul ăsta. Mulțumesc și pentru mine. M-am distrat și am râs mult cu tine. La început ai fost una dintre foarte puținele ancore din emisiune, pentru că majoritatea colegilor nu erau atât de comunicativi. Și tu pentru mine la fel, pentru că eram, cred că, sau cel puțin era eu singurul om pe care îl cunoșteam și cu care simțeam că îmi permis să fac anumite glume, deși nu eram foarte apropiați, dar erai cel mai aproape sprijin de care puteam să mă agăț.
Adică știi că nu se există supărări și alte lucruri. Dacă... Ocupând, fiind din același domeniu, știi cum, ai găsit un confrate de acolo, mama, știi, e al meu ăsta. Deci am în cine da și are și el în cine da. Deci hai că vedem după aia cum ne descurcăm, dar momentan fac echipă cu el, știi? Și ceea ce a fost foarte mișto din punctul meu de vedere, a fost o mega experiență la care și prezența ta pentru mine a contat foarte mult. Și a ta pentru mine, recunosc. Pentru că ne-a ușurat situația unul altuia. Și îți mulțumesc tare mult și pentru toate lunile astea și pentru seara asta. A fost o reală plăcere și sper că a fost și pentru voi cei care ne-ați urmărit. Nu uitați că sâmbătă la ora 20 pe Antena 1 e semifinala Te Cunosc de Undeva, sâmbăta viitoare este marea finală a emisiunii. Urmăriți-l mai întâi de toate pe Radu, mai ales pe TikTok și pe Instagram, acolo unde postează niște chestii foarte funny, care l-au și propulsat în punctul de astăzi, din punctul meu de vedere, că de acolo a pornit toată treaba, de la niște reel-uri și niște TikTok-uri foarte funny pe care le-a făcut în ultimul an. Și ar fi păcat să le ratați, că vă aduce bună dispoziție. Pe de altă parte, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-l răsplătiți cu un like și să-l distribuiți și prietenilor voștri, să dați un comentariu, o sugestie, ce vreți voi, iar dacă nu v-a plăcut, să-l distribuiți dușmanilor, pentru că știți regula, aceștia vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră. Pe canalul secundar Radu Țibulcă Show apare vlog din Grecia, deci băgați abonare acolo sau măcar aruncați un ochi. Dacă nu vă place, n-are rost să vă abonați. Sunt lucruri diferite pe care le facem pe partea respectivă, dar le facem cu mult drag și cu speranța că unora dintre voi le va plăcea ce vor vedea acolo. Vă mulțumim tare mult și vă dorim o vară minunată și o săptămână de vis în continuare. Ne revedem fără oprire în fiecare săptămână aici la podcast, chiar dacă pe mine o să mă mai vedeți plecat. Avem de fiecare dată grijă să lăsăm conținutul dinainte, practic, să ne facem temele de vacanță înainte să plecăm în vacanță. Deci va fi conținut toată vara aici, săptămână de săptămână, așa că în momentul în care aveți chef, aici ne găsiți cu aceeași frecvență. Vă mulțumim tare mult și vă dorim numai bine. Vă pup! Pup!